Voi prezenta o paralelă, voi face o paralelă între D. Tarkovsky și One Car Why. Dacă se înregistrează, înseamnă că merge, nu? Că vreau să știu dacă sunt înregistrat, ca să nu fac degeaba. Deci acum merge, nu? Da. Bun. Bun, atunci eu voi face o prezentare, nu știu, de jumătate de oră, sper să dureze, între One Car Why, 40 de minute maxim, între Tarkovsky, Andrei Tarkovsky și One Car Why. Voi arăta care sunt diferențele esențiale dintre cei doi și asemănările dintre cei doi. Dar ca să vorbim despre asemănări și diferențe, trebuie să vorbim despre fiecare în parte. Să vedem ce aduce fiecare în parte și cum se... Primul istoric luând în discuție, primul a fost, istoric vorbind, a fost Andrei Tarkovsky. One Car Why, acum e mare regizor, este printre cei mai mari regizori din toate timpurile și cel considerat probabil cel mai mare la ora actuală, deci este foarte bun. Andrei Tarkovsky e mort. A murit în 88, parcă. Deci, el a făcut filmele astea. Părerea mea din toate filmele, deci tot ce vorbesc eu sunt păreri personale, am mai luat și de la altceva să mai menționez. Problema este că, părerea mea personală este că cel mai bun film făcut vreodată, cinema vorbim, nu vorbim de alte documentare, cel mai bun film făcut vreodată a fost Călăuza lui Andrei Tarkovsky. Ăsta mi se pare mie cel mai bun film făcut vreodată. Adică dacă o să facem și o comparație între Călăuza, de exemplu, și 2046, care mie mi se pare că ar fi cel mai important film al lui One Car Why, 2046. Nu In the Mood for Love, pentru că o să vă spun eu care e diferența între cele două. In the Mood for Love și One Car, 2046. Bun. Începem cu două citate. We have art in order not to die of the truth. Asta zice Nietzsche. Deci avem arta ca să nu murim datorită adevărului. Nici ne spune. Ce treabă avem noi cu adevărul? Păi stați puțin. El spune că avem arta care ne salvează de adevăr. Dar de ce e așa importantă arta ca să ne salveze de adevăr? Păi și apare mica problemă. Mică care e mare, care e din totdeauna. Și știm și de la creștinism. Ce este adevărul? Știți cine a pus întrebarea asta? Hai, trebuie să spuneți. Cine a spus? Ce este adevărul? A pus întrebarea asta cuiva, cineva... Cui? Da. Nu, astea, eu nu vorbim de, nu vorbesc de întrebări așa implicite, o întrebare explicită. A fost o întrebare în istorie, explicită. Ăla a zis ceva și ăsta l-a întrebat. Ce este adevărul? Nu știți? Iisus când a fost arestat și dus în fața lui Pilat din pont. Și l-a luat la întrebări Pilat din pont, cine ești tu, bă? Ce tot ți dai tu cu... Și ăsta, Iisus, face, eu sunt calea, adevărul și viața. Ăsta când nu a auzit, Pilat din pont, e foarte important elementul, când nu a auzit chestia asta, face un semn, nu zice nimic, face un semn la un slujitor să vină să se spele pe mâini. A, asta e important. Trebuia să se spele pe mâini în timp ce îl întreba pe Iisus. Și în timp ce se spală pe mâini, îi spune... Asta era, băi, cine știe, poate asta o fi Fiul lui Dumnezeu, cum se dă el, dacă o fi Fiul lui Dumnezeu, hai să mă spăl pe mâini. Dacă nu, asta e, dar eu măcar să fiu sigur. Și în timp ce se spală pe mâini, îl treabă pe Iisus. Ce este adevărul? Dar de ce nu a întrebat ce este adevărul? De ce nu a întrebat ce e calea sau ce e viața? De ce credeți că nu l-a întrebat pe Iisus? Pentru că romanii trasau calea, și ei luau sau dădeau viața. Nu îi interesa viața și calea. Dar pe Pilat din pont îl interesa adevărul. Și asta, eu sunt calea, adevărul și viața, Iisus. La care Pilat se spală pe mâini. Ce este adevărul? Bă, o întrebare care zice, bă, doar că mai e mică problemă. Asta e marea problemă din gândirea umană, din totdeauna. Ce este adevărul? Asta e cea mai mare problemă. Și un filozof normal că trebuie să răspundă la așa ceva. Religia a răspuns la așa ceva. E Dumnezeu. Noi ce vedem sunt aparențe, avem mitul peșterii, al lui Platon care a plecat de la religii, avem toate religiile care ne spun, băi, noi ce vedem aici sunt aparențe, e Dumnezeu care există, ăla e adevărul. Pe unde e Dumnezeu? Nu îmi punem întrebare, nu discutăm, vedem noi. A doilea citat care vă spun aici înainte de a prezenta,
Ucigătoarea voință de a acționa prin masivitate, când începe să se caște brutalitatea exagerată la maxim. Barbarie banală, în fața căreia noi înșine stăm stingheriți. Arnold Gellan, Imaginea timpului. O carte care e tradusă în limba română și care vă sugerez să o citiți. E extraordinară. E una din cele mai bune cărți citite vreodată de mine. Imaginea timpului lui Arnold Gellan. Barbaria banală în fața care noi stăm stingheriți. Ce mi s-a întâmplat mie la aici, la facultatea asta, e o barbarie de asta banală în care s-au stingherit și mă uit, ce dracu fără așa de la mine? Eu mă bat cu Iisus Hristos, cu Platon și cu Kant, nu cu colegii mei care nici nu există. Eu mă bat cu ăștia, cu Kant, cu Hegel, cu Bohr, cu Einstein, dar nu mă bat cu colegii mei care, băi, o fi mai deștepți ca mine, treaba lor, dar eu nu mă bat cu ei. Eu mă bat cu Platon, cu Kant, cu Heisenberg, cu relații din certitudinea lui Heisenberg. Da, e o problemă acolo. Religia a venit cu Dumnezeu. Dumnezeu e adevărul. De ce e foarte important să discut despre Dumnezeu? Pentru că Tarkovski a fost credincios. Wong Kar-wai, nu știu. N-am citit nicăieri să zică că pune accent pe credință. Și chiar în filmele lui nu pune accent pe credință. În schimb, la Tarkovski, Dumnezeu e prezent peste tot. El era credincios și a și declarat, era de nu avea voie să pună Dumnezeu pe ecran pentru că era comunismul și nu avea voie să pună așa ceva, dar nici nu voia să pună așa ceva. Totul este implicit. Asta, de fapt, iartă. Bă, nu vii cu Dumnezeu și pui cu ăsta, că asta face mafiotul de popă. Vine cu Dumnezeu și îți bate în ușă, dăm banul ca să, că ți-am sfințit casa. Dacă îi dai 50 de lei, ți-i aruncă în față, cum mi s-a întâmplat mie. Eu nu dau bani la pop, dar o venit un pop odată la mine la ușă, mi-a bătut în ușă, când am deschis ușa, nici nu l-am invitat, o da peste mine, s-a dus în casă, mi-a dat cu aghiazmă, vine înapoi și întinde mâna. Eu așa surprins, bag mâna, găsesc 50 de lei, îi dau 50 de lei. Pentru că v-am sfințit casa, am dat 50 de lei și mi-arunc așa în față. Sau 20 de lei, nu știu, era 20 de lei. Și mi-a aruncat în față, i-a zis, ieși afară tu, mama mea. Deci, eu sunt calea, adevărul și viața, Iisus. Și Pilat din Pont, spălându-se, zice, bine, ce este adevărul? Și voi o să spuneți, da, dar noi ce stăm aici? Tarkovski, Wong Kar-wai, ce? Nu, nu. Treaba de care discutăm aici, când vorbim de Andrei Tarkovski și Wong Kar-wai, este despre adevăr. Tot ce găsiți în filmele lor este adevărul. Peste tot apare. Ce este adevărul? Deci să nu credeți că, bă, dar ce treabă noi cu adevărul? Platon, mitul peșterii, Whitehead, toată filozofia după Platon a fost note de subsol la Platon. Stop, stop, stop. Asta au zis Whitehead. Problema este, Whitehead a fost un mare matematician și în timpul liber filozof. Și a rămas unul dintre cei mai importanți filozofi de secolul 20. Dar era în timpul liber filozof. Nu, așa a făcut și Descartes. Descartes a fost matematician și după aia filozof. Și a rămas în istoria filozofiei. Dar el nu merge pe logicism, era pe matematica, nu cu logicism. A încercat și logicism, a încercat și cu logicism, dar la el era matematica, el era matematician, nu logicist. A încercat pe logică, a dat o bară, asta e partea a doua, a venit Gödel, mi-a arătat că, bă, nu mai stați, pierdeți timpul cu tautologiile, că îi pierd timp, e pierdut. Și atunci rămâne, domnule, dar stai puțin, adevărul de ce e dat? Dar ce treabă avem noi cu adevărul? Aici vorbim de Tarkovski, de Wong Kar-wai. Dar Tarkovski ce a vrut să arate în filmele lui? În Călăuza, cel mai important film. Ce a vrut să arate Tarkovski? Vă spun eu, adevărul. Tarkovski a vrut să arate adevărul. Iar secvența finală, când fiica cu probleme autistă și ce mai avea pe acolo, dar cu putere paranormale, mișcă paharele, trebuie să înțelegeți că de acolo nu spune adevărul. Cele trei pahare care se mișcă pe masă, mișcate de către fixa, sunt cei trei eroi ai tot filmului. Sunt doar trei eroi în tot filmul. Restul sunt așa, pe lângă. Nevasta, copilul, sunt pe lângă. Să e trei care sunt tot filmul. Iar cei trei eroi reprezintă ideea, cadrul de gândire al lui Tarkovski și al filmului, în special. Este scriitorul, omul de știință și scriitorul care e scepticul, omul de știință și călăuza, religiosul. Călăuza e religiosul,
ălalt e om de știință cu bomba și scriitorul e scepticul. Și ai disputa dintre scepticism, știință și religie. Ăsta e tot cadrul general al filmului Călăuza. Deci când o sunt auziți de filmul Călăuza, să știți, e disputa dintre scepticism, religie și știință. Asta este de ideea principală, asta e cadrul de gândire. Și am început cu chestia asta ca să înțelegeți că Tarkovski în toate filmele lui avea cadrul de gândire uriaș. Și o spun acum direct, ce îi lipsește lui Wong Kar-wai? Cadrul de gândire. Are imagini fenomenale. Doar că imaginile sunt foarte inspirate decât de la Tarkovski. Dar nu putem spune că e plagiarism. Sunt imagini noi, dar inspirate. Ploaia, imaginile cum sunt făcute, lumina, apa, timpul, ceasul, chestia, astea sunt toate de Tarkovski. Cum se numește cartea lui Tarkovski, scrisă de el? Nu jurnalul, cartea lui. Sculpting in Time. Eu am citit în engleză, nu știu rusesc. Deci, Sculpting in Time, sculptând timpul. Păi la Tarkovski timpul era esențial. Dacă vă uitați în The Mood for Love, apare de mai multe ori apar ceas. Ceas acolo de mai multe ori. Și când s-a pus problema, de ce apar mai multe secvențe cu ceasul ăla, diferite ceasuri? Apar acolo, un american a văzut pe internet, scria că e așa doar de umplutură. Nu e de umplutură. E esențial timpul în In the Mood for Love. E esențial. Și de asta e și băgat. La Tarkovski nu mai vorbim. E super esențial la Tarkovski. Are 7 filme. Boris Pasternak, eu spus, începem cu Tarkovski și după care Wong Kar-wai. A făcut 7 filme. Boris Pasternak, poetul, i-a spus înainte de a, când era încă asta, încă la început, i-a spus, ai să faci în viața ta 7 filme. Și Tarkovski întreba, cum bă, doar 7? Da, doar 7, dar știi că toate o să fie foarte bune. Și eu prezis Pasternak, în, cred că făcuse doar 1 sau 2, maxim, 1, cred. Și eu prezis. Și a făcut 7 filme. Dintre astea, eu țineam la curs Solaris, Călăuza, Nostalgia și Sacrificiu. Să vedem dacă o să mai țin, să vedem dacă sunt interesați studenți, dacă nu țin și gata, nu e nicio problemă. Deci a fost fiul lui Arseni Tarkovski, poet și critic, maica a fost actriță. Esențial este că taicu era poet. Deci trebuie să rețineți, asta e foarte importantă, cum a făcut el filmele. Bă, taicu era poet. Opa, așa s-a nimerit. Nu, este un element esențial din viziunea lui Tarkovski. Taicu era poet. Pentru el, poezia, pentru Tarkovski declarat, poezia era cel mai important lucru. De ce era așa de important poezia pentru Tarkovski? Pentru că, și ne întoarcem la de la că ce-am plecat, pentru că adevărul nu poate fi spus decât de poezie. Adevărul nu există în realitate, nu poate fi spus în realitate în cuvinte. 2 plus 2 egal 4, gata, e adevărul. Nu e adevărul 2 plus 2 egal 4. 2 plus 2 egal 4 e o convenție, nu e niciun adevăr. E pur și simplu așa, e o convenție, e matematică acolo, unde 2 plus 2 e adevăr, 2 plus 2 egal 4, nu e adevăr, e o convenție. Spațiul de aici, dintre mâinile mele, este un spațiu euclidian. Serios? Eu vă întreb eu, cum e spațiul dintre mâinile mele? Euclidean sau non-euclidean? Non-euclidean. Cum? Non-euclidean. De ce? Nu știu să vă dau explicație. Îți spun eu de ce. E non-euclidean că spune teoria generală a relativității că spațiul e curbat de către planet. Da, nu. Problema este că în secolul XIX a fost Riemann și mai târziu a fost Poincaré cu convenționalismul. Poincaré a venit și a spus așa, bă, spațiul de aici, dintre mâinile mele, îi depinde cu ce aparat îl măsor. Nici nu e euclidean, nici non-euclidean. Dar Poincaré a fost înainte de apărea teoria generală a relativității. Deci spațiul depinde de aparat de măsură. Asta este. Dar adevărul care? Păi adevărul în cazul ăsta depinde de aparat de măsură. Deci iarăși nu avem nici adevăr nici aici. Stai. Dar care e adevărată? Teoria generală a relativității sau mecanica cuantică? Păi una se referă la micro, una altă se referă la macro. Lui Einstein i s-a spus. Băi, Einstein, numele mic. Albert. Băi, Albert, bă. Tu ai o teorie, teoria generală a relativității, 2015, aia specială e specială, dar aia generală e... Dar, din păcate, peste câțiva ani a apărut mecanica cuantică. Chiar profesorul care l-a dus la el la facultate, Planck. Și s-a spus lui Einstein în anii 20. Băi, Albert,
Tu nu vii cu adevăr. Pentru că teoria ta nu se referă la adevăr. Cum adică nu se referă? Teoria ta se referă la o planetă, la două, la trei, la cinci, la sistemul solar. Dar știi, Albert, albi, știi că planetele nu există? Planetele sunt amalgam de microparticule. Deci teoria ta se referă la cea care nu există. Deci nu e adevărată. Băi, Albert, și-a murit, s-a bătut toată viața cu mecanica cuantică și-a murit nepăcat. A vrut să arate că e incompletă, n-a arătat complet că e incompletă, dar a vrut să arate că e incompletă, dar a murit nepăcat pentru că i s-a spus că teoria ta se referă la ceva care nu există, la planete. Deci nu ai treabă cu adevărul, Einstein. Și-a murit nepăcat, Einstein, a murit nepăcat. Ne întoarcem la... A venit Tarkovski și a spus, bă, dar până la urmă cine spune adevărul? Știința? Am mai să bată între ei acolo în mecanica cuantică să s-o bătu până la mine. 100 de ani și se băteau că așa e interpretarea la mecanica cuantică. E a mea. Nu, e a mea. Nu, e a mea. Erau 10, 15, 20 de interpretări mari în mecanica cuantică până la mine. 100 de ani au fost interpretări care niciuna nu au câștigat teren pentru față de celelalte. Se băteau între ei timp de 100 de ani s-o bătut până la mine. Am venit eu și am rezolvat eu treaba de asta și acum sunt plagiat de toată lumea. Dar n-am spus adevărul. Să nu credeți că am spus adevărul. Teoria mea nu spune adevărul. Teoria mea arată ce e fals până acum. Totul. Deci eu n-am venit cu adevărul. Pentru că nu există adevăr. De ce nu există adevăr? Asta e interpretarea mea. Nu există adevăr pentru că noi existăm. De asta nu există adevăr. Pentru că existăm. Nu intrăm la detalii, că după aceea o să fiu slide din salar că am vorbit teoria mea și n-am voie. Deci ne întoarcem la Tarkovski. Uitați-vă la film. Titlul filmului. Oglinda. Așa este tipul titlul filmului. E un film autobiografic, îți bagă o groază de visuri și de poezii. Asta e, da, era esențial pentru el. Și devine esențiale visurile și poeziile. Dar stai, de ce am nevoie de visuri? Tarkovski bagă foarte multe chestii de astea cu vise, halucinații, nici nu știu ce e acolo. Dom'le, dar de ce bagă? Pentru că Tarkovski, fiind religios, a spus, bă, adevărul nu poate fi 2 plus 2 egal 4. Adevărul nu se poate ajunge prin ceva efectiv, text spus clar, 2 plus 2 egal 4. La adevăr se ajunge prin nimic clar. Adevărul este inefabil. Și cum ajunge la adevăr? Prin poezie. Asta era gândirea lui Tarkovski. Ajungem la adevăr prin poezie pentru că ajungem la Dumnezeu. El era credincios. Deci, fiind credincios, a băgat totul în cadrul ăsta de gândire. Ajungem la adevăr prin Dumnezeu. Și era credincios. Dar la adevăr nu ajungem prin text, nu ajungem prin 2 plus 2 egal 4, nu prin știință, nu prin... La adevăr ajungem prin poezie. De ce? Că poezia nu îți redă realitatea. Poezia vine, este inefabilă, spunea el, și aia o interpretezi cum vrei tu. A, deci fiecare are adevărul lui. Nu, ea e fiecare adevăr. Este un adevăr unic pentru că există un Dumnezeu unic. Și apare întrebarea, băi Arsenie, nu Arsenie, Andrei. Băi Andrei, dar care Dumnezeu te referi? La creștin sau la musulman? Sau la budist? Uite-l luăm pe Ion Caroai. Bă, în filmul lui n-am văzut și nici în interpretări, nici de el spus Ion Caroai să spună că e Dumnezeu pe acolo. Nu cred că e frică de securitatea chineză. Cred că l-a lăsat să declare cu Dumnezeu. Einstein n-avea voie. Tarkovski n-avea voie, că era în comunism. Dar acum cred că dacă ar de Ion Caroai ar de spune, băi, mă refer la Dumnezeu, nu ar să-i nimeni nimic împotriva la asta. Nu zice asta pentru că nu are treabă cu Dumnezeu. Și dintr-o dată o mare diferență între Tarkovski și Ion Caroai. La unul tot filmul e despre Dumnezeu, la ălalt nu se referă la Dumnezeu. Nici că există, nici că nu există. Asta e o diferență uriașă între cei doi. A, băi, dar ce mă interesează mine Dumnezeu? Lasă-mă că... nici pe mine nu mă interesează Dumnezeu. Eu am arătat că Dumnezeu nu are cum să existe. Găsiți articolul pe pagina mea de web. Dumnezeu nu are cum să existe. Dar am fost interesat de Dumnezeu ca să arăt că nu există. Dacă tu nu ești deloc interesat de Dumnezeu, înseamnă că e o mică problemă. Îți lipsește un concept... Nu cum îl lipsește. Nu analizezi un concept esențial, Dumnezeu. Voi trebuie să-l analizezi, chiar dacă nu crezi. Arăți că nu există, dar trebuie să vii cu un cuvânt asupra lui Dumnezeu. Nu există, mă, nene. Arată, dovedește. Sau există, uite, Dumnezeu e Iisus. Da, de ce faci dacă vin musulmani? Nu, Dumnezeu nu e Iisus. E Imam Mohamed. Care, cine are dreptate? Ajungem iar la adevăr.
Cine a spus adevărul? Creștinii sau musulmani? Da. O intervenție. Nu e. Nu, dar el zice că e trimis de Dumnezeu. Nici. Da, dar nici asta Iisus nu spunea că e Dumnezeu, zicea că e Fiul Dumnezeu. Deci nu spunea că e Dumnezeu. Deci spunea că e Fiul Dumnezeu, nu e chiar Dumnezeu acolo. Eu sunt calea, adevărul și viața, dar nu zic că eu sunt Dumnezeu. Eu sunt Fiul Dumnezeu, adică trimis de Dumnezeu. Nu zice el că eu sunt Dumnezeu. Nu cred că spune el că eu sunt Dumnezeu. Nu știu religie. Nu spune în mod direct. Păi da, dar el spunea mai degrabă că sunt Fiul Dumnezeu. În fine, era legat cu problema este. Musulmanii au dat-o în bară, o să fie la judecata de apoi trimiși în iad, că sunt musulmani. Sau noi o să fim trimiși că nu suntem musulmani. Cine câștigă? Creștinii sau musulmani? La judecata de apoi. Deci, nu, judecata de apoi e una singură, nu sunt mai multe. Deci la judecata de apoi, musulmanii sau creștinii o să ajungă în iad. Care din ei? Că nu se poate că să câștige amândouă grupurile. Deci ne ducem la adevăr. Vă, domnule, stai puțin. Tu, Tarkovski, la ce te referi? Și Berman, marele regizor suedez, i-a spus, băi, Tarkovski a venit cu o invenție a unui nou limbaj în care ne arată că viața este ca un vis. Adică este cel mai fin regizor contemporan, spunea Berman, era foarte, i-a dat și echipa ca să facă sacrificiu când a fugit el din Rusia, i-a dat Berman echipa la dispoziție, uite, echipa mea și-a făcut sacrificiu. Problema a fost că Berman era foarte impresionat de Tarkovski, pentru că băga visul în filmul lui Tarkovski, nu mai poți face distinții clare între vis și realitate. Dar ce treaba am cu visul, cu realitatea? Păi când vorbești de adevăr, nu trebuie să vorbești despre realitate? Și da, dacă tu nu mai știi care e adevărul, care e realitatea și care e vis, nu mai poți spune care e adevărul. Exact așa face și Wong Kar-wai când în primul film In the Mood for Love, actorii ăia doi, soții care erau înșelați de nevastă și de soț, cei doi se întâlnesc, nu vor să aibă relații sexuale între ei, să iubesc, dar nu să declară niciunul, dar soții lor se duceau să culcau în hoteluri închiriat special pentru... Dar ei nu au făcut gestul ăsta, In the Mood for Love. Cu alte cuvinte, apărea problema, domnule, în In the Mood for Love se întâmplă că când sunt o secvență în film, nu-ți mai dai seama dacă ei regizează discuția dintre soții lor care îi înșelau sau e chiar o discuție reală între ei. Sunt anumite secvențe care nu-ți mai dai seama, băi, ăștia regizează pe soți sau e pur și simplu pe lângă asta. Exact asta e făcut ca să nu mai știi dacă e regizare de scenă dintre soții ei sau e chiar real. Adică regizarea, cum se comportă soții lor, te apropie de vis. Adică nu mai știi dacă e realitate sau e joc, adică e vis. La Tarkovski, de multe ori apare chestia asta, nu știi dacă e realitate sau dacă e vis. De ce? Pentru că Tarkovski vrea să ajungă la adevăr și la adevăr nu se ajunge prin știință, nu se ajunge prin percepții, nu se ajunge prin orice vreți altceva chestii astea. La adevăr, adevărul nu este, întotdeauna adevărul este inefabil. Nu poate fi exprimat. Nu poate fi exprimat. Și asta la Tarkovski e esențial. Deci, față de... pentru Tarkovski, el declară clar, ca să ajungă la adevăr, îți trebuie o dialectică. Nu merge el cu marxismul, cu dialectica al marxismului. Nu, era o chestie de asta. Ca să ajungă la adevăr, îți trebuie dialectică a fenomenii contradictorii care să fie dialectice și să ajungă la adevăr. Așa spunea Tarkovski. Și o să spuneți, lasă-mă, măi, nu trebuie. 2 plus 2 egal 4. Nu. 2 plus 2 e o convenție. Da, uite, masa asta există. Îmi spune... Cine spune că masa asta există? Păi, teoria generală a relativității care se referă la macro. Da, dar uite, vine micro și spune că masa asta nu există. Vine micro și mecanica cuantică spune masa nu există.
spuneți-mi adevărul. Zi, spuneți-mi o propoziție adevărată. Spuneți-mi o propoziție adevărată. Oricare vreți voi, hai. N-aveți nicio propoziție adevărată? Legea nu o contradicție. Cum? Legea nu o contradicție. Legea nu o contradicție? Ăla e adevărat la ce? Ăla e o convenție. Eu vorbesc, dacă se referă la adevăr, se referă la realitate, nu la 2 plus 2 egal 4. Legea contradicției 2 plus 2 egal 4. Uite adevărul. Nu, așa ai convenit tu. 2 plus 2 egal 4. Dar legea non-contradicției nu e adevăr. E o lege. E o convenție. Spuneți că e o convenție pentru că o pornește la o axiomă? Da. Oricum totul pornește la axiomă. Așa încât problema este, avem vreun adevăr? Și o să spuneți, dar tu vorbești de adevăr sau de Tarkovski și Ion Caroi? Tarkovski a fost interesat în toate filmele lui de adevăr. Asta a fost principala lui topic, adevărul. Fiind credincios, adevărul pentru el era Dumnezeu. În toate filmele lui, mai ales în ultimele 4, o să găsiți Dumnezeu peste tot. Era pe spinozist. Era spinozist. Dumnezeu e prezent peste tot. Deci avea un cadru foarte bine delimitat. Iar pe lângă religia, iar pe lângă asta, la Tarkovski, mai adăugăm un element esențial. Declarații proprii al lui Tarkovski. Filmele mele pe ecran, filmele mele sunt Dostoevski pe ecran. Deci, ca să înțelegeți filmele lui Tarkovski, trebuie să citiți Dostoevski. Filmele lui Tarkovski sunt Dostoevski pe ecran. Eu, ca să înțeleg filmul, trebuie să citesc Dostoevski. Îl citisem înainte, dar l-am recitit ca să înțeleg filmul lui Tarkovski. Și, într-adevăr, îi Dostoevski pe ecran. Omul din subteran îl găsiți în Călăuza e scriitor, omul din subteran, care se bate cu religiosul și cu omul de știință. Păi omul din subteran Călăuză, pur și simplu. Deci nu e nimic. Iar nenumărate replici și chestii de astea, nu cuvânt, înțeles, dar ideile regăsiți în Dostoevski full. E, așa cum a spus. Domnule, la mine este Dostoevski pe ecran. Problema, care e diferența între Dostoevski și Tarkovski? Esențială, care? O spune Tarkovski în cartea lui. Dostoevski a vrut să creadă și n-a reușit. I-a lipsit organul credinței. Nu i-a lipsit. Tarkovski spune așa. Organul credinței la Dostoevski era atrofiat. Atrofierea apare în secolul XIX la oameni. Atrofierea credinței. Când vine Nietzsche și țip în gura mare, Dumnezeu a murit. Dacă Dumnezeu a murit, trebuie să-i luăm noi locul. Și Nietzsche încearcă să ia locul. Imaginați-vă că Nietzsche, unul din cei mai mari gânditori de pe linia asta cu filosofie fragmentară, l-a inspirat și Nietzsche pe Tarkovski, că apare chiar în sacrificiul pronunțat, Nietzsche. A, tu vorbești de Nietzsche? Chiar așa apare. A fost influențat Nietzsche de Tarkovski de Nietzsche. Și Nietzsche a venit și a spus, și atunci, dacă Dumnezeu a murit, înseamnă că trebuie să-i luăm locul. Iar lui Dostoevski i-a lipsit credința. Față de Tarkovski i-a lipsit credința. Organul era atrofiat, pentru că era secolul XIX când a apărut atrofierea credinței. Cu Nietzsche a fost un care țipat în gura mare, dar erau foarte mulți care începuse să aibă îndoieli mari asupra religiei și asupra credinței. Deci, diferența dintre secolul XVIII, începutul cu iluminismul și cu astea, dar mare lovitură a fost dat în secolul XIX când cu Nietzsche a venit și a țipat în gura mare. Dumnezeu a murit. Începuse să moare nu atunci, mai de mult, dar atunci a fost oficial. Băi, Dumnezeu a murit, gata, cu credință. Și Dostoevski a încercat să creadă, n-a reușit, așa spune Tarkovski. Așa l-a interpretat Tarkovski pe Dostoevski. Băi, acolo n-ai credință. A încercat, dar nu reușit. Asta e foarte esențial. Dacă toate filmele Tarkovski sunt Dostoevski pe ecran, trebuie să înțelegi Dostoevski ca să înțelegi filmele. Dar diferența uriașă este că unul e credincios, altul e necredincios. Și apare o diferență uriașă. Înseamnă că nu-i chiar Dostoevski pe ecran, că mai are ceva în plus. Credința, care nu avea Dostoevski, da. Și de aici apare că altfel putea fi acuzat de plagiarism. Păi, dar tu n-ai venit cu nimic nou, ai pus Dostoevski pe ecran. Ba, nu are ceva în plus. L-are pe Dumnezeu. Tarkovski față de Dostoevski. Asta e diferența uriașă între ei. Pe când la Ion Caroi, nu am văzut nicio interpretare, nu l-am interpretat personal, nu l-am văzut pe Dumnezeu nicăieri în filmul lui. Și o să poate fi interpretare, dar poate e credincios, e necredincios omul și atunci
Păi bun, e necredincios, nu-l bagă pe Dumnezeu. Asta este. Problema este, dar dacă tu nu-l bagi pe Dumnezeu, care-i cadrul în care gândești? Nici măcar nu e acolo la Oncaroi, nu am văzut cadrul de ateist. Deci nici asta nu-i. Păi fără, pur și simplu, nu pune în discuție Dumnezeu. Păi eu zic că asta e o lipsă foarte mare într-un film, să nu-l pui pe Dumnezeu în ecuație. Ori îl negi, ori îl aprobi. Dar să nu-l pui... Către o polarizare. Da, da, trebuie. Deci ideile, conceptele mari din umanitate trebuie lămurite. Într-un film sau într-o carte sau într-un roman sau într-o teorie științifică, filozofică, cum vrei voi, conceptele mari trebuie lămurite. Nu poți să le eviți să zici, a, nu mă interesează, nici nu. Nu te interesează, de ce? Că nu există. Păi arată că nu există și merge mai departe. Deci nu poți să-L negi pe Dumnezeu, nu poți să-L ignori pe Dumnezeu. Ori arăți că există și crezi, ori arăți că nu există și nu crezi. Nu, dar știi, pe mine nu mă interesează. Nu te interesează Dumnezeu? Păi e o problemă. Dacă nu te interesează Dumnezeu, e o problemă. Deci eu sunt necredincios, eu am arătat că Dumnezeu nu există, dar m-a interesat să arăt că nu există. Eu n-am zis, pe mine nu mă interesează Dumnezeu. La Oncaroi, marea problemă este, la Oncaroi, este că el pornește, face filmele fără scenariu. Stop. Băi, Oncaroi, tu începi un film fără un scenariu? Da, așa că am niște idei pe acolo și pe parcurs le mai modific, le filmez de mai multe ori secvențele, ba așa, ba mai schimb cadrul, mai schimb lumina, mai și mai vin în timp ce fac filmul. Așa faci tu filmul? Da. Stop. Asta înseamnă că tu n-ai un cadru de gândire al filmului, mă. Tu ai doar cadre mici de gândire pentru fiecare secvență în parte. Da. Băi, adevărul e că secvențele sunt uluitoare. Secvențele din Oncaroi. Numai că le lipsește cadrul general. Nu are cadrul general. Îți doar secvență băgată acolo. Poate că ăla se plimbă pe culoarul ăla care urcă și înghesuit acolo, ies în ifelinarul care bate lumină și când urcă scările alea din Inimut Forlav, urc scările alea și când ies începe să plouă, să retrage înapoi și plouă și lumina e legătura dintre lumină, că e din noapte, e legătura dintre lumină și ploaie, esențială la Tarkovski. Ploaia e esențială la Tarkovski. Apa e esențială la Tarkovski, lumina în orice film e important. Deci, sunt foarte multe chestii care apar în Tarkovski, dar le regăsim în Oncaroi. Nu-i plagiarism. Nu-i plagiarism. E vorba de, sunt elemente care, exact ce în Tarkovski, de exemplu, sunt foarte multe imagini din Oncaroi care parcă sunt luate din nostalgia lui Tarkovski. In the Mood for Love, când stă ăsta rezemat de perete, și vine și ne-i cu femeia care, cu care apare tot filmul, care sunt înșelați ei doi. Și începe să plouă. Și peretele este de asta, plai de capul lui, vopseaua scrijelită, chestii. Aia e imagine de Tarkovski, mă. Aia e imagine de Tarkovski, efectiv. Faptul că mi-arată că nu există, nu poate să existe iubire între ei, asta e o idee ultra folosită. Nu poți spui că o vine cu o idee nouă, că iubirea dintre cei doi nu e posibilă. Deci, problema este că are imagini extraordinare, combinate cu muzică extraordinară, numai că și Tarkovski face exact aceeași chestie. Bine, asta e ceva general. Deci nu poți spui că ăla a venit cu ideea asta, nu. Problema este, la Tarkovski, de exemplu, timpul este cel mai important film din filmele lui. Timpul. Sclapping in Time, cartea lui. In the Mood for Love apare ceasul peste tot. Cum am spus, un american a spus, aia, ceasul este așa. Nu sunt așa. Sunt cele mai importante pentru că se referă la timp. Aia, și la Tarkovski și la Oncaroi esențial e timp. Dar asta nu înseamnă plagiarism. Nu. Asta e pentru toată lumea. Timpul e foarte important. Problema este că depinde cum surprinzi timp în filmele tale. Asta e cel mai important. La Tarkovski, deci, timpul era declarat cel mai important. După film, după timp, ploaie, pereți scrijeliți, cum stau camerele și cum se mișcă și culorile și luminile și nu știu, băi, foarte multe secvențe din Oncaroi am avut impresia că parcă s-a făcut în Tarkovski. Asta nu înseamnă plagiarism.
dar înseamnă că sunt foarte asemănătoare. Sunt foarte asemănătoare. Deci eu nu zic că Boncaroa e slab. Nu, e foarte bun regizor. Problema este că îi lipsește cadrul de gândire care îl are Tarkovski. Cadrul de gândire care îl are Tarkovski e la religios. Boncaroa n-are cadru. Nu că poate fi religios el, dar nu apare în film. Păi și ce, poate nu-i nevoie. Da, nu-i nevoie, dar v-am spus, dacă tu îți lipsești în cadrul tău de gândire, îți lipsești de Dumnezeu, e o problemă. Arată măcar că nu există, cum am arătat eu. Zi ceva de Dumnezeu, nu poți să ignori Dumnezeu. Tarkovski. Sensul artei este rugăciunea. Este rugăciunea mea. Asta spune Tarkovski. Dintr-o dată, stai mă, tu în filmile tale, tu ce vrei să faci? Eu vreau să arăt Tarkovski. Asta o vreau să arăt. Nu declară nicăieri chestia asta. Asta e interpretarea mea. O vreau să arăt că Dumnezeu este peste tot. El era un spinozist și că Dumnezeu este peste tot. Deci, problema apare că asta era cadrul lui de gândire general. Cele trei pahare care se mișcă pe masă. Trebuie să le luați, vedeți ce reprezintă cele trei pahare de la călăuză, care le mișcă fata. Am zis, cum am zis, cele trei pahare reprezintă cei trei eroi din film. Dar trebuie să vedeți care reprezintă pahar pe care dintre eroi și cum se mișcă paharele. Deci primul pahar care se mișcă este borcanul, care înăuntru are o coajă de ou goală, ca să arate că e lipsit de conținut. Deci se mișcă borcanul puțin și se oprește. Atât. Poetul? Nu. Dacă era poetul, borcanul e omul de știință. Că în știință nu spune niciodată adevărul. Deci ăla se mișcă puțin și omul de știință. Al doilea borcan e pe jumătate plin, se mișcă până ajunge la marginea mesei și se oprește. E pe jumătate plin. Cine e? Al doilea borcan. Ha? Da. Nu poetul, scriitorul. Scriitorul, nu confunda. Poetul e altceva. Poetul Tarkovski e altceva. Da, scriitorul. E scepticul, pe jumătate plin, e scepticul. Ăla care cade, e pahar gol, subțire, așa, cade, nu se vede că a căzut, doar se aude, că rămâne doar masa. Dar ce se întâmplă cu paharul? Ăla care cade. Băi, voi ați văzut filmul? Am impresia că vorbesc parcă niște azuri. Ce se întâmplă cu paharul care cade? Nu se sparge. Asta e marea problemă. Că nu se sparge. Se aude cum se rostogolește. Da, corect. Băi, parcă asta e ceva esențial, mă. Paharul nu se sparge pentru că a vrut Tarkovski să arate că nu se sparge. Adică a vrut să arate că ăla e credinciosul. Credința a murit în secolul XIX, dar nu s-a spart. N-a dispărut. Și dintr-o dată credința nu mai este ceva general, cum a fost pentru Michelangelo. Michelangelo, când s-au făcut construcțiile alea, sculpturile alea uriașe, sau, stați să mă mai uit aici să văd alți autori care se referă la chestia asta. Vă dau niște citate ca să înțelegeți exact opus cu ce a făcut Tarkovski. Deci, dacă sensul artei este rugăciunea mea, viața mea își capătă întregul sens dacă filmele pot aduce oamenii la Dumnezeu. Cu atât mai bine. Deci, asta spunea Tarkovski. Arta trebuie să-i dea omului speranță și credință. Tarkovski. Deci, dintr-o dată, credința devine, băi, esențială pentru Tarkovski. Pe lângă că e Dumnezeu pe ecran, filmele lui le dau credință. El era credincios. Și trebuie să găsești pe Dumnezeu în filmul lui. Dacă te uiți la un film și zici, care e Dumnezeu? Că nu văd nici Dumnezeu aici. Înseamnă că n-ai înțeles filmul. În Solaris, în Călăuza, în Nostalgia, în Sacrificiu, peste tot apare Dumnezeu. Pentru că el era credincios. Și apare peste tot. Dar nu cu o cruce acolo. Cu o cruce ar apărea Michelangelo. Vine și spune crucea. Îți dă pe ea de masă. Apare cruce. În Stalker cruci sunt crucile, nu sunt cruci oficiale, sunt simulate. Când intră în zonă, stâlpii ăia înclinați, îs crucile, într-adevăr, dar nu sunt crucii. Simbolizează, e un stâlp care e înclinat, așa, un stâlp care și nu e drept.
Sunt înclinat. Ăla care e principalul, că e înclinat. De ce? Tocmai ca să arate că credința nu mai e cum era în trecut, acum cam căzut credința. Deci nu-i căzut complet. Adică cum a fost paharul, a căzut, dar nu s-a spart. Adică e căzut, dar nu-i spart. Adică încă mai există credință. Unde mai există credință? Și dintr-o dată apare diferența dintre Michelangelo și Leonardo da Vinci pentru Tarkovski. Băi, Michelangelo, când venea vorba de credință, Michelangelo îți punea niște șunci în sculpturile lui puse acolo, luate de la greci, nimic nou, asta a spus și Brâncuș. Michelangelo n-a făcut nicio sculptură. Au copiat ce au făcut, a fost perioada de renaștere și a venit cu ceva care se făcea pe timpul grecilor, cu 1000 de ani înainte, se făcea banal, toată lumea făcea de timpul grecilor, vechi greci, antici. Michelangelo n-a venit cu nimic nou, a venit cu ceva nou față de ani din spatele lui, imediat, când fusese 800 de ani Evul Mediu, în care e dictatura religiei, preoții. Și a venit cu ceva nou, de fapt s-a întors la greci. N-a venit cu nicio sculptură nouă. Michelangelo, asta spune Brâncuș, asta spunea și Tarkovski. Pe el ce a fost influențat, Tarkovski, a fost Leonardo da Vinci, de exemplu, sau Piero della Francesca, sau Bruegel, în care apare în Solaris. Ia spuneți-mă, în iarna lui Solaris, al lui Bruegel, care e esențial, elementul principal din tabloul ăsta, iarna, care apare în film? Care e elementul esențial din tot tabloul? Păi vă știți iarna lui Bruegel? Eu personal. Sunt trei vânători care se întorc de la vânat pe un deal. Și jos în vale, sunt oamenii satului care stau și patinează pe un lac înghețat. Și era diferența dintre vânători și omul de rând, prostănacii satului. Numai că vânătorii se întorceau fără vânat. N-aveau nici ei vânat. Erau cu câini, cu astea, dar n-aveau vânat. Și care e elementul principal în tot tabloul? E vulturul din mijlocul tabloului sus, este un vultur cu aripile deschise. Dar ce e așa de important la vulturul ăla? Dacă stai și uiți atent la vulturul ăla, ai să vezi un detaliu care în realitate nu-l vezi niciodată la un vultur care zboară. Ai să vezi penele vulturului. Ia uitați-vă la un vultur care zboară, la o pasăre. Îi vedeți penele? N-aveți cum să vedeți penele. La vulturul lui Bruegel, e vulturul în aer, zboară, dar îi se văd penele. Păi asta e ideea principală a tabloului. Totul este înghețat. Inclusiv vulturul în aer este înghețat. Că asta înseamnă iarnă. Totul este înghețat. Deși oamenii se joacă acolo că vai de capul lor, vânătorii s-au întors fără vânat, când au ajuns la Dumnezeu. Deci totul e dintr-o dată așa, Leonardo da Vinci, Piero della Francesca și Peter Bruegel la Tarkovski, comparat cu Michelangelo sau cu, cum îl mai cheamă mă și pe ăla, e diferența dintre renascentism italienii și pictura icoanelor rusești, pe de o parte, pe de altă parte avem renascentismul italian. Tot pe partea asta bună avem icoanele rusești care le impresionau pe Tarkovski foarte mare, dar mai avem și pictura din nord, de la nordici, care l-au influențat pe Tarkovski. Totul era opus între Capela Sixtină, făcută de Michelangelo, pictată de Michelangelo. Acolo totul e bombastic. Totul este ca să impresioneze vecinul. Ca să impresioneze omul care vineau, stăteau unul lângă altul, sub Capela Sixtină, spațiu mare, cum fac acum mafioții biserica asta nouă, mafioții de preoți, o fac lângă casa poporului, la fel de mare, cea mai mare biserică din România, ca să-și scrie numele în ea. Asta înseamnă Ceaușism. Să fie cât mai mare și cât mai urât. Cum arată biserica asta care o fac acum ăștia, e cea mai mare din România, aia au putea să o facă și un copil de clasa 5. Nimic n-are, dar e uriaș. La Capela Sixtină, impresiona vecinul care stăteau toți acolo înghesuiți și uiteau, aoleu, toți erau impresionați de mamă cum arată și nu știu ce, dar problema era că erau impresionați, masele erau impresionate. Tarkovski exact asta vrea să facă.
Diferența dintre Michelangelo și Tarkovski. Tarkovski impresionează ca Rembrandt individual. Deci tu te uiți la portretul lui Rembrandt și ești impresionat tu individual. Nu stai lângă vecinul și vecinul e impresionat la fel de tare ca și tine. Când stai sub capela Sixtina, toți sunt impresionați la fel. Stau unul lângă altul pentru că e ceva uriaș acolo și... Dar nu e nimic nou acolo, e niște picturi de astea, dar totul e uriaș, așa impresionant, e ca și casa poporului sau biserica. Te impresionează măreția, așa, dar nu-ți transmite niciun semnal. Deci, exact asta era opus între Tarkovski și Rafael, pictorul care îl lipsea. Rafael declară Tarkovski despre Rafael. Băi, Rafael e exact ca, așa, e total impersonal. Deci, dintr-o dată, trebuie să înțelegeți așa, Dar toți că... renașentiștii erau la fel. Poftim? Adică toți renașentiștii mergeau cam pe aceeași linie. Pentru că se întorceau la greci. Deci Păi da. nu veneau cu nimic nou. Era după 1800 de ani de dictatură religioasă și omul renascente era renaștere. Dar erau renașteri la întoarce la greci. Deci nu au făcut nimic nou, decât că s-au reîntors după la greci. De-abia după 150 de ani, 200, încep să apar nordicii, pictorii nordici, care vin cu ceva nou. Rembrandt și toată gașca. După aia au apărut. După Renaștere. După Rembrandt. La Nu, acum nu vorbim de curente. Vorbesc de anumiți pictori. De exemplu, ăia din nord. Rembrandt și cu alții au venit cu ceva personal. Deci nu se mai, mesajul nu mai era declarat pentru tot satul. Era pentru fiecare în parte. Capela Sixtină era pentru tot satul. Deci diferența era la Tarkovski, îi uriașă. Diferența e că la Tarkovski se referă la personal. Cum înțelegi tu filmul atât? Nu trebuie să spună ăsta e înțelesul filmului. Vă spun eu că asta e înțeles. Nu, așa e înțeles tu filmul. Asta e diferența uriașă dintre Tarkovski și la Wonka Roy, nu, la Wonka Roy apare aceeași chestie. Dar apare în imagini, nu în idei. La Wonka Roy, fiecare trăiește imaginea care stau ăștia rezemați și muzica aia uluitoare a lui Wonka Roy băgat, foarte mișto muzica aia. Combinația e ca la Tarkovski. Apare atât, o combinație atât de frumoasă și băi, ești atât de impresionat, problema apare la Wonka Roy. Dar care e ideea? N-am idei. Am doar imagini. Ceea ce e totuși esențial. Da, e esențial, dar îi lipsește ideea. La Tarkovski ai imagini care sunt foarte asemănătoare cu al lui Wonka Roy, numai că ai și idei. Care nu le are Wonka Roy. Dar idei. Adică dacă tu pornești un film fără scenariu, păi cum mai putem vorbi de cadrul de gândire a filmului? Dacă tu nici n-ai scenariu când începi filmul. Seamnă că îți lipsește cadrul de gândire. Nu, că n-am nevoie de cadrul de gândire, eu am nevoie de idei micuțe acolo care îmi fac o scenă, după aceea trec la altă scenă. Băi, într-adevăr, scenele sunt foarte interesante, foarte impresionante, seamănă uluitor cu Tarkovski. Numai că aceste scene puse una lângă alta, într-un cadru general, ce vrei să-mi arăți, bă, în In the Mood for Love? Singurătatea, imposibilă iubirii, loneliness, da, singurătatea, chestii de genul. Asta vezi în toate interpretările care le vedeți la In the Mood for Love. Hai să luăm 2046. Wonka Roy a declarat despre 2046. E mai complex decât In the Mood for Love. Și într-adevăr, în 2046 e mult mai bun decât In the Mood for Love. In the Mood for Love n-ai decât imposibil la iubire dintre aia doi. Atât, asta e tot filmul. Asta e toată ideea. Arătat în mai multe cadre de imagine. În 2046 îl avem pe erou, același erou principal. Care e diferența la erou din același erou? Care e diferența In the Mood for Love și 2046? Apare o diferență importantă, foarte esențială. La erou, care e diferența? Cum arată, mă? Ce are în plus la 2046 față de... Și asta o cerut chiar actorul. Actorul a cerut chestia asta la regizor. Eu spus, băi, hai tot să arăt diferit față de cum arătam în In the Mood for Love. Că câțiva ani mai târziu, relația nu mai sunt cu aia, că n-am pornit relația, deci nu mai sunt cu aia și regret că n-am făcut pasul decisiv nici eu, nici ea ca să pornească relația. Acum sunt în 2046, tot eu sunt, dar sunt după ce s-a întâmplat. Deci filmele sunt legate, continuare. Dar ce are în plus față de 2000, de mult la vector, erou principal? Băi, e același, dar e același erou. Ce are în plus față de... Băi, voi ați văzut filmul? Exact! Deci, actorul a cerut, băi, dar eu tu trebuie să fiu puțin diferit față de ăla, că sunt acum, mai târziu, regretul, când... Și i-a zis el, regizorul, băi, hai să-mi pun o musteață.
ca să arăt diferit, că sunt aceeași persoană, dar sunt în alt stadiu. Da, exact asta. Și își pune musteață, îi pun ăștia musteață. Cu cine arată cu musteață? Cu cine arată? Cu cine seamănă foarte mult actor? Nu e actor asiatic, e actor... nu e asiatic, e de asta, e european. Un actor super celebru, faimos de mult. Cu musteață seamănă foarte bine cu actorul ăla. Cu cine? No, e Chaplin. Voi ați văzut pe Aripile Vântului? Nici n-ați auzit filmul ăsta, nu? De carte. Deci filmul ați văzut? Celebru filmul ăla pe Aripile Vântului. Băi, cu cine vă discutăm, mă? Și eu aveam impresia că discut cu oameni care totuși... Dar voi nici nu știți pe Aripile Vântului, dar de Claire Gable l-ați auzit? Actorul faimos, de anii 40, Claire Gable. L-ați auzit vreodată de el? Ia să vă uitați pe internet să vedeți cum arată. O să vedeți ce mult seamănă cu actorul din 2046 când i-a pus musteață. Că Claire Gable are musteață și seamănă foarte mult cu... Și Claire Gable ăsta, nu un film. Ca actor, era Don Juanul Hollywood. Toate femeile erau pe spate după Claire Gable. Și ăsta i-a spus, băi, pune și mie musteață. Probabil s-a gândit, nu a zis asta, dar probabil că s-a gândit, dacă îmi pui musteață, arăt ca Claire Gable, care era Don Juanul Hollywood. Și asta este și în film. Este Don Juanul. Că se culc cu una, se culc cu alta, să nu știu ce chestii. Și asta au vrut să arate. Băi, nu a fost iubirea din In the Mood for Love, acum le schimb. Trec la una, trec la alta, chiar dacă aia se îndrăgostește de mine, dar eu nu bag în seamă că iubirea cea mare am ratat-o. Deci dacă am ratat iubirea cea mare, nu mai pot să mai pornesc altă iubire. Doar așa să fac sex, dar nu să... Și pune musteață ca să arate că el trece de la o femeie la alta, le schimbă, nu știu, una, băi, dar stai, băi, că totuși eu vreau să fiu cu tine. Nu mă interesează, îi spune el. Deci problema este că sunt secvențe foarte interesante, sunt foarte, nu știu, problema e că... Și care e ideea principală la 2046? Bă, ăsta e Don Juanul ăsta care se culcă cum cu una, cum cu alta, o, aia vrea iubire, dar el nu vrea. Dar în 2046 apare iubirea? Apare iubirea până la urmă în 2046? Sau vrea să, în The Mood for Love, ne neagă iubirea? Ne arată că iubirea nu există. În 2046 ne arată că nu există iubirea sau arată că există iubirea? Regizorul vorbesc. Ne arată că există iubirea? Da, bă, ne arată că există iubirea. Tocmai ca să nu arate că e scepticism de asta total. Îi tipa, fica proprietarului care se duce în Japonia după japonez. Și rămân împreună și ne arată că, uite, iubirea totuși există. Între fica proprietarului și japonezul care se duce până la urmă. Deci vrea să ne arate Wong Kar-wai că iubirea nu este imposibilă. Nu este imposibil. E imposibil pentru Don Juan, Claire Gable, actorul principal. Pentru el este imposibil pentru că a pierdut iubirea din The Mood for Love. A pierdut iubirea și numai. Băi, ideile astea sunt foarte importante și iese și cu structura și cu imaginile. Deci, m-a impresionat foarte tare filmele astea două. Problema e că îi lipsește cadrul general. Cadrul general în sensul că nu discută despre toate conceptele esențiale de care trebuie să fie discutate în orice film, în orice creație, în orice roman, în orice sistem filozofic. Tu dacă faci un sistem filozofic, eu am făcut un sistem filozofic care a schimbat toată gândirea omenirii. Deci eu o spun la peste tot, nu mă feresc. Deci eu am schimbat tot ce a fost până la mine. Din știință, filozofie și ce mai este pe acolo. Am schimbat totul, absolut tot. Nu mai rămas nimic în picioare. Am schimbat totul din gândire. Paradigma care am adunit-o eu acum sunt plagiat de toată lumea, o să domine gândirea umană, asta e probabil este vorbind, că nu pot să fiu, 200 de ani. S-ar putea ca mâine să fie schimbat. Dar eu zic că 20 de ani o să domine gândirea umană. Acum sunt plagiat de toată lumea, am manuscris cu plagiatorii, le găsesc pe internet. Am schimbat totul în gândirea umană. Nu a mai rămas nicio teorie în picioare din fizică. Din fizică nu a mai rămas nicio teorie. Ba da, a mai rămas teoria specială a relativității. Dar am rescris-o fără spațiu, fără timp. Deci până și aia. Am rezolvat toate mecanica cuantică, am rezolvat problema minte-creier, am rezolvat toate problemele din cognitive neuroscience, din fizică. Am rezolvat totul. De asta încearcă colegii să mă dea afară, nu toți, unii. Eu am acum stat la discuții cu cel mai mare gânditor de până acum. Eu. Spuneți-mi alt gânditor mai mare decât mine. Din istorie.
Care vă trece prin cap? Hai să spuneți-mă unul. Einstein? La Einstein am rescris teoriile lui fără spațiu, fără timp. Deci el nu a greșit, dar a folosit un concept care nu există, spațiu, timp. Și am rescris teoriile. Mecanica cuantică, Bohr, am arătat că toate teoriile din mecanica cuantică sunt greșite. Și am venit cu o nouă teorie. Kant? Și ce a făcut Kant? De ce e Kant mai mic ca mine? Lui Kant, filozof mare, nu i-a trecut prin cap să nege teoria lui Newton. Newton considera Dumnezeu pe pământ. I s-a spus, păi, ești Dumnezeu pe pământ. Apare, ăsta era englez, apare neamțul, nu îndrăznește să pune la îndoială teoria lui Newton. El doar încearcă să-i oferi statut ontologic. Și Kant asta a făcut, să oferi statut ontologic la teoria lui Newton. Declarat asta. Dar lui Kant nu i-a trecut prin cap, da, teoria lui Newton e adevărată sau o fi falsă? Cine a venit și a arătat că teoria lui Newton era falsă 200 de ani mai târziu? Einstein, mă! Einstein a venit 200 de ani mai târziu și a arătat că teoria lui Newton e greșită. Deci nu-i forța gravitațională. Pentru că Einstein, Newton a fost întrebat când a venit cu cele trei ecuații de mișcare, plus cu teoria generală a relativității, când au fost 2 ani de ciumă și au stat acasă izolat, au venit și cu teoria generală a relativității, cu teoria gravitațională, forța gravitațională, G mare egal G mic, M1, M2, spre R pătrat. Și a fost întrebat, din nimic a fost făcut șeful Academiei Britanice, a venit mare, Newton. Dintr-o dată, i s-a spus, Dumnezeu pe pământ, mamă, nene. Câțiva au avut totuși curaj și l-au întrebat, Doamne, Doamne, mă scuz că te întreb, Doamne, Doamne. Ai, ești genial, măi, cele trei ecuații cu forța gravitației, ai schimbat totul, o mică problemă, Doamne, Doamne, care, mă, care? Dar n-ai explicat ce e aia forța gravitațională. Ce e aia forța gravitațională? Dar n-ai explicat nici faptul de forță. Asta era mai înaintea lui. Dar el vinise cu forța gravitațională. Și a fost întrebat, ce e aia forța gravitațională? Și ce a răspuns Newton? Bă, nu știu. Dar o să vină cineva care o să plece de la formula care v-am dat eu și o să vă dea explicația în viitor plecând de la formula mea. Dar nu știu ce înseamnă forța gravitațională. Numai că a venit altul și a arătat că, de fapt, forța nu există. E doar curbarea spațiu-timp. Teoria generală a relativității. Deci forța nici măcar nu există. Și eu am venit și am arătat că, băi, Einstein, nu e curbarea spațiu-timp, pentru că spațiu-timp nu există. Nu sunt primul care spune că spațiu-timp nu există. Dar eu sunt complet diferit de ce... Luați space-time. Space-time. La space-time spune lui Einstein, normal. Nu se mai poate separa spațiul de timp. Ne-a învățat teoria specială a relativității, nu mai poate să se separe. Eu nu sunt primul care arăt că nu există, eu sunt primul care arăt că n-are cum să existe. Alții înainte mea au arătat că nu există. Eu am venit și am zis, n-are cum să existe. E cu totul diferit de să spui că nu există. Eu arăt că n-are cum să existe. Deci este o diferență uriașă. Și o trebuie să rescriu teoria specială generală pentru că totul se bazează pe spațiu-timp. Și mi-a spus, băi, Einstein, mărul cad din capul lui Newton, nu că-i curbat spațiu, cum spunea el, că spațiu-timp. Nu-i curbat spațiu-timp, că nu există spațiu-timp. Dar de ce îi cad din capul meu? Că e curbat nimicul, care nu are statut ontologic, și care corespunde cu câmpul electromagnetic care e curbat. Și ăla e curbat, nu-i spațiu. Acum se plagea de fizicieni din America, super faimoși, îmi plagează ideile, am manuscris cu plagiatori, în fine, te întoarcem la Tarkovski, că am vorbit acum. Deci tot a fost așa cu adevărul. Băi, unde e adevărul? Stai. Mecanica cuantică nu mi-arată adevăr. Teoria lui Einstein, uite că, a lui Newton, nu mi-arată adevărul. Că vine Einstein și îl locuiește. Dar unde e adevărul, mă? Dar vorbim de adevăr vreodată? Ce este adevărul? Ce este adevărul? Păi eu sunt adevărul. A, deci adevărul e Dumnezeu. Da, Dumnezeu. Pentru Tarkovski, adevărul este Dumnezeu. Pentru Wong Kar-wai, și aici e o mare diferență, nu se pune problema adevărului la Wong Kar-wai. Nu se pune că lipsește cadrul general. Are, bă, imagini fantastice, arată singurătatea individului, arată Claire Gable renăscut, arată, da, și astea idei importante, dar nu are cadru. Îi lipsește cadrul general lui Wong Kar-wai, care nu înseamnă Dumnezeu neapărat, dar înseamnă un cadru general care se cuprinde totul. Trebuie să vii cu, când faci un film de ăsta care ai pretenții majore de astea, trebuie să răspunzi la toate marile întrebări esențiale. Dacă nu răspunzi la toate marile, ăla nu poate fi considerat film serios. La un sistem filozofic, e aceeași chestie. Dacă faci un sistem filozofic, eu vă învăț că sunteți studenți la filozofie majoritatea. Eu vă învăț când mie mi s-a dat slujbă la facultate, eu am zis,
voi încerca să fac un sistem filozofic care să schimbe tot ce a fost până la mine. Eu nu aveam nicio idee, dar asta a fost condiția, dacă sunt angajat la facultatea de filozofie, eu o să vreau să schimb tot ce a fost până la mine. Asta am spus-o fără să am vreo gândire la început, fără vreo idee. A fost condiția mea necesară. Am zis, băi, dacă vreau să fiu filozof, o să schimb totul, o să încerc să schimb totul. Altfel făceam afaceri, am făcut și afaceri. Făceam politică, am făcut și politică. Mă duceam și lucram în străinătate. Am încercat să trec granița ilegală de la turci la greci. Am încercat de toate. Dacă n-am ajuns filozof, am zis, băi, eu sunt profesor de filozofie ca să vin cu un sistem filozofic. Eu nu vreau... A fost prima dată când am fost angajat, în primul an sau al doilea an, am fost și eu chemat de colegii mei, care erau angajați mai vechi, la o bere. Am fost prima dată și ultima dată chemat. După aia nu m-a mai chemat. La discuția aia erau vreo 7 colegi de mei, mai vechi angajați, au început fiecare, nu știu cum a venit problema, dar de ce faci filozofie? Și toți colegii mei au răspuns, că s-au întrebat între ei, băi, ce faci? Eu ca să învăț lucruri esențiale, ca să ajung la nu știu ce, altul, că eu vreau să învăț studenții să gândească free, să nu... Și fiecare cu chestii de astea. Eu ca să îmbogățesc cunoștințe și cunoaștere la mine, dar tu de ce faci filozofie? Eu, ultimul fiind de bea angajat acolo, am întrebat așa în sictir, băi, dar tu de ce faci filozofie? Eu vreau să fac un sistem filozofic care să schimbe întreaga gândire umană. Eu atunci nu aveam nicio idee pentru ce, eram primar. Dar le-am spus de la început, eu de asta vreau să fac filozofie, că altfel aș face afaceri politic. Când au auzit ăștia așa ceva, au zis, bă, să-i nebun și nu mă mai chema niciodată la... A? Da. Am reușit, am 5 cărți free pe internet, am vreo 14 cărți, dar 5 sunt pe internet free și am schimbat tot. Am schimbat tot. Am rescris toate teoriile științifice. Da, feedback-ul sunt peste 1000 și ceva de plagiatori în manuscrisul meu de plagiatori. Dar sunt și citat, sunt și citat. Dar am peste 1000 și ceva de plagiatori mari fizicieni din America care-s băgați pe manuscrisul meu de plagiatori și le-am trimis la toți colegii lor manuscrisul. Nu i-am acuzat de plagiarism, pentru că n-am cum. Am vorbit cu avocatul. Unbelievable similarities. Plagiarism poți când ai un paragraf cu un cuvânt. Ne întoarcem la Tarkovski. Deci Tarkovski ce-a vrut? Tarkovski a vrut să surprindă, a vrut să surprindă adevărul. Adevărul era în religie pentru el. Deci a vrut să surprindă pe Dumnezeu. Pe când Wong Kar-wai încearcă să surprindă singurătatea individului, că iubirea e posibilă, dar nu tot timpul, că depinde întotdeauna de context, că poate să fie posibil. Uite, fiica proprietarului s-a dus în Japonia, că l-a chemat o japoneză și, uite, iubire între ei. Da, uite, deci există până la urmă iubirea. Nu există între eroul principal și tipa aia care stătea în același apartament cu el. Care s-a îndrăgostit de el, dar el nu se îndrăgostește de ea. Și, bun, da, și asta e idee importante, normal, dar nu e cadrul de gândire. Deci ce îi lipsește lui Wong Kar-wai e cadrul de gândire. Nu mai vorbesc acum, că n-am timp, că ne apropiem de spațiu sacru. Dacă citiți Eliade, cartea tradusă în limba română, cu spațiu sacru și profan, o să găsiți paragrafii întregi care le vezi în film, sub formă de imagini. Adică nu înseamnă că Tarkovski l-a plagiat pe Eliade. Nu. Eu fac pariu că Tarkovski l-a citit pe Eliade. Eu fac pariu că l-a citit pe Eliade. Adică în sacru și profan, cărțile lui, nu toate, unele. Băi, când citești o carte de-a lui Eliade, ai impresia că e filmul Tarkovski pe ecran. Efectiv. Adică dialectica de care vorbește Eliade între sacru și profan, că e o chestie dialectică. Nu e o chestie, ăla e sacru și ăla e profan. Nu, nu. Depinde cum le vezi. Depinde cum te uiți. Adică, știți romanul meu viitor, că l-am dat la tipografie pe al doilea roman, primul se cheamă Viața lui G, al doilea se cheamă Domnul G între infern și paradis. Și dacă mă întrebați în roman, dar unde e Dumnezeu, unde e diavolul, o să vă pot da răspuns că îl dau în roman. Depinde cum privești lucrurile. Dintr-o parte Dumnezeu, din cealaltă parte diavol. Asta e dualismul ăsta, îl regăsiți în Tarkovski peste tot. Deci Tarkovski a mers pe dialectică. Nu-i marxism, e dialectica lui Spinoza, care vorbea cu dual... Băi, ai un ceva, un lucru în sine care are două aspecte. Minte și creier. Depinde cum îl privești. Deci până la urmă, ce acolo? Depinde cum privești lucrurile.
Și dacă la Tarkovski, adevărul depinde de fiecare. Nu este ca la Michelangelo sub cupolă, toată lumea e impresionată. Mamă, nene! Toți sunt super impresionați de măreția. La Rembrandt, când te uiți, eu dacă stau și mă uit cu colegii mei la Rembrandt, bă, eu vă garantez eu că fiecare o să aibă trăirea lui personală, nu o să fie ceva ca toți. Oh, mamă, nene! Da! Eu cred că fiecare o să trăiască cumva, mai mult sau mai puțin, când se uită la un portret de-al lui Rembrandt. Pe când dacă tu uiți la Capela Sixtină, toată lumea zice, wow, exact cum tu uiți la biserica făcută de mafioți acum. Sau de Casa Poporului Ceaușescu. Vă place Casa Poporului? Da, Înseamnă că nu te pricep deloc la arhitectură. Nici eu nu mă pricep. Nici eu nu mă pricep. Dar am citit. E cea mai oribilă clădire care s-a făcut în Europa și care putea fi făcută deci, de un copil de 7 ani, îți putea să construiască clădirea aia fără probleme. Asta e totul. Și un copil de 7 ani îți putea construi clădirea aia. Pe tine te impresionează probabil că e atât de uriașă. Nene, asta nu mai e artă. Când... de o arhitectură splendidă. Nu că s-o vorbit că e o arhitectură oribilă. E oribilă, e de doi bani. E oribilă, adică e de doi bani. E făcută de Elena Ceaușescu. Ia dădea ordine. Nu, taie aia și fă-o așa. Ai o arhitectură care a trecut la o persoană cu 7 clase. El avea 7 clase, ea câte avea? 4 clase. Deci ceva de 4 clase o venit și a făcut o arhitectură acolo. Asta e, aia e arhitectură? Nu, e doar că e uriaș. Alesă, voi v-ați duce, dacă aveți de ales și vi se dă niște bani să vă duceți, v-ați duce să vedeți piramidele alea 3 din Egipt, v-ați duce, nu? Eu nu m-aș duce. De ce nu m-aș duce? Pentru că ce văd eu acolo? Ce văd eu acolo, văd într-o poză. Văd o poză cu trei piramide, una lângă alta, dar duceți și le vezi. Pentru ce să le văd? Păi să vezi că sunt de uriașe. A, ca și la Capela Sixtină. Mamă! Nu mă duc pentru așa ceva. Dacă am bani să mă duc, mă ajut în altă parte să văd altceva. Să văd, de exemplu, portretul lui Rembrandt, mă ajut să le văd. Sau Leonardo da Vinci, care l-a influențat pe Tarkovski foarte mult. Deci, dacă te uiți la Leonardo da Vinci, e altceva decât să te uiți la Rafael. Deci, este o diferență uriașă. Pe când la Wong Kar-wai, am spus, influențat foarte mult de Tarkovski, sunt imagini foarte impresionante și foarte este numai că sunt foarte influențate de Tarkovski. Asta nu înseamnă că e plagiarism. Asta nu înseamnă că nu e mare. Ba da, e mare, Wong Kar-wai, o să rămână în istorie. Problema este că nu vine cu ceva complet nou cum a făcut Tarkovski. Tarkovski, da, a venit cu ceva nou complet. Wong Kar-wai n-are nimic nou. Dar rămâne mare, dar nu înseamnă că nu vine cu un nou cadru de gândire cum a venit Tarkovski și cum a fost recunoscut de Berman. Berman a spus, băi, la ăsta nu poți face diferență între vis și realitate. De ce nu puteți face diferență între vis și realitate la Tarkovski? Păi uite, la In the Mood for Love nu poți face diferență când ei regizează soții lor sau când e între ei. Nu poți face. Păi exact asta o plagiat Wong Kar-wai de la Tarkovski. Numai că la Tarkovski nu apare că noi simulăm soții noștri sau nu simulăm. De fapt, la el apare visurile. La Tarkovski. Și da, parcă nu mai știi că e vis sau că e realitate. Păi stai puțin, dar e vis sau e realitate? Până la urmă stai și te întrebi, băi, dar totul, de ce durează 4 minute mersul trenulețului la aia trei s-au suit în călăuza, s-au suit în trenulețul ăla și durează 4 minute până ajunge în zonă. De ce durează 4 minute mersul? 3 minute și ceva ai filmat. Din mai multe perspective, cât îi ba pe unul, ba pe altul, ba pe toți trei, ba... 3 minute și ceva durează. De ce durează 3 minute și ceva ca să ajungă ăștia în zonă? 3 minute și ceva, bă, tu ești nebun? Ca să mi-arăți mie că ei ajung în zonă 3 minute și ceva? De ce a făcut Tarkovski 3 minute și ceva secvența aia? Și nu arată decât că ăia sunt pe... ăia stau pe trenulețul ăla micuț, așa, stau și nu discută niciunul cu altul, stau și se uită cum merge trenulețul. Și ți arată cum mergi trenul și e filmat când unul, când altul, când toți trei, când spațiul din exterior, când 3 minute și ceva. O, stai, mă, mi-arăți mie 3 minute și ceva. Puteai face în 20 secunde. Puteai face, s-au suit în tren și au ajuns, s-au coborât la zonă și gata. Dar tu faci 3 minute? Băi, tu ești nebun? Tarkovski, tu ești nebun? Ce mi-arăți, bă, cu 3 minute și ceva? Că au ajuns în zonă. Păi asta puteai face în 30 de secunde. A, deci au făcut în plus.
3 minute și ceva să pierde de timp. O să zică unul de la Hollywood. Băi, Tarkovski, ai pierdut 3 minute și ceva dintr-un film cu chestia aia. Ai pierdut 3 minute și ceva. În America, dacă se văd americanii 3 minute și ceva, că aia nu spun nimica și mi-arăți când figura lui ăla, când ăsta, când pe toți trei, când plantele de copaci și nu știu ce, în America vin și îți face scandal să-l dai bani înapoi la biletul care l-a plătit pentru filmul tău. Cum să stai tu 3 minute și mi-arăți... Că fără să spună nimica. De ce a făcut Tarkovski 3 minute și ceva chestia asta? Păi când vedeți așa ceva, trebuie să vă dați seama că e esențială chestia dacă a făcut-o așa. Înseamnă că e atât de importantă că o trebuie să petreacă 3 minute și ceva dintr-un film numai pe cărușorul ăla. De ce? Marchează trecerea. Trecerea de la ce? Nu știu exact. Da, este o trecere, într-adevăr. E trecerea lui Eliade, de la profan la sacru. Deci e trecerea de la profan la sacru, dar asta e una. Și a doua care? Asta e una. De la profan la sacru. Din zona normală. Din zona normală e profan, în zona sacră, unde e zona. Dar mai este o altă chestie esențială. Ce mai trece de la ce la ce? Mai este ceva. Care și asta e esențial în film. Dar că o fi l-o gândit și pe ăsta. E trecerea de la suprafața sinelui tău la interiorul tău. Deci dacă tu vrei să te analizezi pe tine însuți, o să dureze cam mult ca să te analizezi. De fapt, nici nu poți să te analizezi complet. N-ai cum să te analizezi complet. Deci înseamnă că în tine, ca să te analizezi cine ești tu, o să trebuiască să petreci o groază de timp. Voi ați spus vreodată, v-ați întrebat cine sunteți voi? Ia! Cine dintre voi poate să-mi spună cine este? Nu numi și prenumi și slujbă. Cineva dintre voi, cine ești tu? Eu vă întreb pe fiecare în parte, cine ești tu? Dați-mi un răspuns. Eu vă întreb pe fiecare, dar vă iau particular. Cine ești, bă, tu? Dați-mi un răspuns. Eu sunt Gabriel Vacariu, profesor la Facultatea de Filozofie. Nu, asta nu mă interesează. Cine ești tu? Dați-mi un răspuns. Cum? Deci, un răspuns este, eu sunt un om, om. Ce este om? Deci dacă tu ai zis că ești om, da, bun, dar ce este om? Ca să înțeleg răspunsul, ce este om? Ce e conștiința? Deci, nu mai încerca că n-ai nicio șansă. Deci, nu o să dai răspuns la întrebarea asta. Pentru că pune întrebarea ce este problema minte, creier, ce este eu-ul, ce este sinele, ce... Astea sunt probleme care doar eu le-am rezolvat cu teoria mea. Până la mine au fost mai multe soluții, dar toate erau false. Așa încât n-ai să ai răspunsul decât dacă citești cărțile mele. Așa încât... Dar știți care e partea proastă? Că nici răspunsul meu nu e definitiv. E pentru următoare 200 de ani. Dar nu e adevărat nici acolo. Dar nu e adevărul. Ce este adevărul? Hei, băi, să vin să mă spăl și eu pe mâini, că cine știe... Ce este adevărul? Și Tarkovski îți spune, adevărul este Dumnezeu. Bun caroi? Ce este adevărul la bun caroi? Păi avem? Avem întrebarea asta? Nu. Păi asta e răspunsul. N-are întrebarea ce este adevărul. Bun caroi n-are întrebarea ce este adevărul. El are întrebarea in the mood for love s-a ratat iubirea dintre ei, ceea ce e esențial, e foarte important și asta, dar în 2046 devine Claire Gable la Hollywood. Toate femeile, mamă, nene, nebunite după el, chestia aia. Deci, dintr-o dată, ăla care nu îl mai interesează iubirea, că o ratat mare iubire și atunci nu mai are ce să mai... Deci, problema este că la Wong Kar-wai nici măcar nu spune problema adevărului. E singurătatea omului, are o topică importantă. Singurătatea omului, da, într-adevăr, are legat de chestia asta. Amândouă filmele sunt legate de singurătatea omului. E o chestie foarte importantă, dar nu are cadrul de gândire pentru singurătatea omului. Păi, om care ai, tu vrei să ne arăți că omul e singur, singurătatea omului? Da, am înțeles, nu. Dar de ce e singur? Nu răspunde. Nu răspunde. S-a ratat iubirea, s-a obiectat, bine. Întrebarea care nu și-o pune Wong Kar-wai, dar mi-am pus-o eu și i-am dat răspuns în teoria mea. Iubirea există?
De asta răspuns. Există iubire? Nu. De ce? De ce nu? Trebuie să dai răspuns. Trebuie să dai argument. De ce nu există? Pentru că atâta timp cât iubirea poate fi condiționată, ea nu există. Dar este, înseamnă că întotdeauna e condiționat. Dacă nu există. De ce e condiționat? Păi trebuie să răspunzi. De ce nu există iubirea? Ăsta, Moncaroi, ne arată că nu există iubirea, dar există, în principiu există, pentru că fica proprietarului în 2046, fica proprietarului se duce în Japonia și rămâne cu japonezul. Și ăsta care ura pe japonezi, taixul ura pe japonezi că a fost în luptă cu ei, până la urmă zice, bă, mă duc la căsătorelul fica mea. Mă duc în Japonia, la dracu, dar mă urăsc japonezii, dar mă duc să căsătorești. Și dacă se căsătorește cu japonezul, e în Japonia, mă duc și eu să fiu la nuntă acolo. Hai că am trecut peste că ne-au omorât japonezii. Am trecut peste chestia și mă duc acolo. Deci cu alte cuvinte, vrea Wong Kar-wai să arate că există iubire. Uite, între ei doi. Problema apare, care nu și-o pune Wong Kar-wai. Și-o pune Tarkovski. Pentru Tarkovski iubirea este din punct de vedere religios și dintre bărbați și femei există iubirea. Dar la Tarkovski iubire înseamnă iubirea creștină, în primul rând. Aia între bărbați și femei este încadrată în iubirea creștină. La Wong Kar-wai, iubirea este posibilă, uite, între ăștia doi, dar între eroul principal și aia nu este, că erau căsătoriți, au fost înșelați, după aia s-au divorțat. În 2046 ei sunt divorțați, aia nici nu mai apare, aia apare tot aia din In the Mood for Love. Acum e aia care câștigă, care joacă cărți pentru el și câștigă bani. Arată, e aceeași actriță, de fapt. Seamănă perfect cu iubirea lui din In the Mood for Love, dar nu e aceeași persoană, e altă persoană. E altă persoană care se dă la el și îi spune, hai băi, că să facem o relație. Și îl refuză. Pentru că nu era, deși actriția e aceeași, deci seamăna, cum ar veni foarte bine cu eroina din In the Mood for Love, el totuși refuză să rămână cu asta. De ce? Pentru că o ratase pe prima. Pe prima o ratase în The Mood for Love și nu mai vrea să una care era un substitut. Chiar dacă arăta exact ca aia. Era de fapt aceeași actriță, dar alt nume. Nu mai refuză pentru că dacă nu a ieșit prima, înseamnă că degeaba a doua nu mai este. Și refuză iubirea. Și întrebarea apare, băi, dar iubirea există? Iubirea există? De ce nu există? Nu. Dar ce înseamnă iubirea? Sex există. Sex există, asta e clar. Sexul există. Două corpuri fac sex și gata, nu contează. Asta chiar există. E un act între două corpuri. Iubirea există? Problema ar fi cu iubirea împlinită. Iubirea se iubesc, dar de la distanță și în alte țări. Adică asta ar fi problema. Dar nu vorbesc de eroi din film. Iubire în general există? Așa ca epifenomen? Nu ca epifenomen. Vorbim ca entitate. Dacă vorbim de... Dacă există, înseamnă că trebuie să existe ca fenomen. Există iubirea? De ce nu? De ce nu? De ce da? Păi, dar iubirea există sau nu există? Dacă o să ziceți că da, o să vă întreb, spuneți-mi, care e iubirea? Dacă o să spuneți că nu... A? Deci sentimentul, la cine e sentimentul? În fiecare. Vedeți care e problema? Asta e marea problemă. Deci luăm două ființe, hai să, ori fi bărbați, ori fi femei, ori fi bărbat-femei, nu contează. Eu nu sunt împotriva, nu sunt homosexual. Dacă eram homosexual, îți spam în gură mare. Sunt homosexual, dar nu sunt. Asta este. Dar n-am nimic împotriva homosexualității. Fiecare cu treaba lui. Eu nu sunt homosexual. Dacă eram homosexual, îți scriam aici, homosexual. Și, da. Nu mi-ar fi rușine deloc să fiu homosexual, dar nu sunt. Asta este. Bun. Dar ce înseamnă iubirea dintre bărbați și femei, de exemplu? În afară de actul sexual care chiar există. E un proces acolo care există. Ala nu e iubirea, ala e act sexual. Dar să zicem că cei doi se iubesc. E definiție iubirea dintre un bărbat și o femeie care se iubesc unul pe altul. Unde apare iubirea? Unde e mai iubirea între două persoane, bărbat și femeie? Unde e iubirea? Ha? Unde e atracția? Stop! Atracția are stat ontologic? Serios? Deci, eu
o iubesc pe o tipă, tipa mă iubește pe mine. Există iubire între noi? Nu, nu între noi. Există iubire? Dacă ar exista varianta aceea, cum de deci, hai ca să nu mai lungim. Nu există iubirea noastră ontologică. E sentimentul care îl are fiecare în sine despre celălalt, dar nu este ceva comun. E un sentiment care ține de fiecare. Nu este pus la oaltă iubirea. A, da, asta e iubire. Nu, nu. Asta nu mai e iubire. N-are stat ontologic. Iubirea nu are stat ontologic. E sentimentul fiecăruia. Asta e partea a doua. Fiecare iubește pe celălalt. Are fiecare sentimentul în fiecare, în sinele fiecărui, dar nu este ceva comun. Cu alte cuvinte, am arătat eu în cărțile mele, iubirea nu există. Ontologic, n-are cum să existe. Pentru că ține de sinele fiecărui, care sunt lume epistemologi diferite, în fine, nu intrăm la teoria mea, că după aia mi se scade din salar. Și ne întoarcem la Tarkovski. Deci, Tarkovski spune așa, băi, la mine, uitați ce spune aici. Carpaccio a fost un pictor italian, foarte, l-a impresionat foarte tare pe Tarkovski, i-a atras atenția, nu știu ce, ținea de tradiția din Olanda. I-a plăcut The greater truth is in Carpaccio's. Adevărul găsim lucrările lui Carpaccio. Suggesting in fact that în engleză cartea lui Tarkovski, deci cred că din Tarkovski l-am luat asta. Sugera în fapt că Rafael, pictorul Rafael, means to deceive the viewer. Deci Rafael era un păcălitor al observatorului. Ăla care păcălea, exact ca la Capela Sixtină, se duce acolo și ești păcălit de măreția aia. Ești păcălit, mă, acolo. Acolo nu-i artă. E păcăleală de monstruozitate din mare. Atât. Iar picturile a lui Michelangelo din Capela Sixtină nu face nimic nou. E acolo care făceau grecii și alții înaintea lui, făcut exact aceeași chestie. Nu vine cu nimic nou. E Biblia pe acolo băgată pe asta și da, bine, dar nu-i artă aia, mă. Aia orice copil îți face chestia asta. Dar ce mare. Măreția nu-i art. Adică ai casa poporului. La Tarkovski trebuia să vii cu ceva nou. Și el a venit cu ceva nou pentru că adevărul pentru Tarkovski era în poezie. Types poet. De asta e reamplu. Adevărul dă poezia. Dar de ce îl dă poezia adevărul? De ce dă poezia adevărul? Pentru că adevărul nu e niciodată adevărul întotdeauna este inefabil. Nu poate fi exprimat decât în poem, în versuri. Pentru că versul nu e niciodată direct. Versul întotdeauna e indirect. Deci la adevăr ajungem întotdeauna indirect. Niciodată nu o să ajungem direct. Asta era Tarkovski principala element. La adevăr nu o să ajungi niciodată direct. O să fie indirect. Deci tu, Tarkovski, tu vorbești, tu ai spus peste tot că nu vrei să folosești, vrei să folosești cât mai puține simboluri. Și l-au spus, băi, în filmele nu căutați simbolurile. Da, mai dar ce-i zona? Zona e elementul sacru. Nu, zona e zona. Zona este zona. Pur și simplu, nimic altceva decât o zonă. Așa spun el. Na, lasă, e la sacru. Nu. Adică și tu vrei să spui că înainte de a intra în zonă, ei nu erau, acolo nu era Dumnezeu pentru credincios? Nu era înainte de a intra în zonă și Dumnezeu? Da, dar vedeți că până să intri în zonă, filmul e alb-negru. Când intră în zonă, devine color. Deci au ajuns în spațiul sacru, deci devine color. Nu, Dumnezeu este și înainte de a intra în... numai că este prezent peste tot. Dar lipsește credința la oameni. Nu mai sunt oameni necredincioși înainte de a intra în zonă. Pentru că cei doi care sunt luați de călăuza erau amândoi necredincioși. Unul era sceptic, unul era cu știință. Călăuza era singurul om care era credincios din toți trei, din aia trei. De fapt, reprezintă cele trei clase ale umanității. Scepticul, omul de știință și religia. Astea sunt secolul XIX. Secolul XIX, când Dumnezeu a murit. Astea sunt cele trei clase. Mai ziceți altă clasă dintr-o umanitate. Mai băgați altă clasă importantă. Am zis așa, scepticul, știința, religia. Care mai e? Filozoful intră tot printre astea, așa, e băgat printre gânditori acolo. Care e mecanicul de locomotivă? Nu îl interesează Tarkovski mecanic. Deși apare și acolo trenul, apare și... Dar nu îl interesează asta să descrie un mecanic de locomotiv. Pe îl interesează să descrie principalele trăsături ale umanității, ale oamenilor. Religiosul, omul de știință și scepticul.
Da, totuși în film e spus că zona apare și atunci noi cum putem interpreta în film ideea umanitatea dinainte de zonă? Deci zona când începi să fii în zonă, filmul devine color. Deci este o diferență, da, într-adevăr. E spus că zona, efectiv, când pe pământ a apărut, adică s-a întâmplat ceva, nici da, nu știe. Acolo a fost cu extraterestri, cum nu se știe. Da. Și cum am putea interpreta lumea de dinainte de zonă? Că, ok, când este zona, există lumea în afara zonei care ne deci, credeți. Deci, era comunismul, este interpretarea politică a filmului. De fapt, până a fost zonă dintotdeauna, a apărut comunismul care o acoperi zona, care o făcut să dispară zona. Comunismul a făcut ca și credința să dispară. Deci, până să intre ei în zonă, era comunismul care nu aveai voie să spui de Dumnezeu nimic. Dumnezeu nu există, nu cână... Dumnezeu nu există, deci nu poți fi crezut. Deci, până să intre ei în zonă, era comunism. Soldații care apară când ei intră cu mașina, când intră cu mașina în zonă și vedeți că rămâne roatele blocată de șină. Și tot încearcă să scape și nu reușește, dar până la urmă reușește să scape și soldații trag cu mitraliere, plagă. E comunismul împotriva credinței. Dom'le, e de fapt lipsa credinței impusă de comunism. E interpretare politică clară, asta e clară, toată lumea e de acord. Călăuza are interpretare politică. Dar nu vorbeam de Călăuza, că asta, băi, dacă o să mai fi, nu știu dacă să mai fac peste o săptămână, două, mai fac o... Aș face o prezentare data viitoare, dacă sunt oameni interesați, la Călăuza. Să vă prezint tot filmul așa de la o... Nu tot bucăți cu bucăți. Că ideile principale din film. Că nu stau acum să fac, tot am vorbit de Călăuza. Nu. Problema este că la Tarkovski, Spinoza e prezent, Dumnezeu e prezent peste tot. Problema este că la un caroaie nu-l văd pe Dumnezeu. Băi, e necredincios. Bine, dar trebuie să arăți măcar că l-ai înlocuit cu ceva. Nici a spus așa, dacă Dumnezeu nu există, trebuie să-i luăm locul. Să-l înlocuim cu ceva. Cu ce? Eu sunt Dumnezeu, a zis Nietzsche. Nietzsche a spus, eu sunt, trebuie să-L înlocuim pe Dumnezeu cu supraomul. Eu sunt supraomul. Știți ce a făcut Nietzsche? A publicat o singură carte din cărțile lui, cu banii lui, pentru că nimeni nu i-a dat bani să publice cartea lui. Și a publicat o singură carte cu banii lui și nu a cumpărat-o nimeni. Pentru că Max Planck a avut întotdeauna dreptate, fizicianul, din secolul 20. Ca să... teoria ta să fie recunoscută sau ce ai spus tu acolo să fie recunoscută, trebuie să aștepți ca cei din vârsta ta sau din vârsta apropiată cu tine să iasă la pensii sau să moară. Pentru că ei nu o să te recunoască niciodată. Pentru că ei scrie medicii ca tine și nu au cum să zică cum sunt colegii mei sau de generațiile din toți. Zic, tu te băi de aici, dar acum mă plagiază. Bă, eu măcar am plagiatori, așa încât toți sunt indirect recunoscut. Am plagiatori. Care e diferența între mine și plagiatori? Eu am publicat înaintea lor. Dar ăștia nu te-au citit? Nu m-au citit, dar am publicat înaintea lor, da. Atunci asta e de ajuns. Pe lângă asta, ce mi-a zis editorul care e credincios, editorul meu de la Timișoara, care e Saș, de fapt. El m-a ajutat să public la Springer. El mi-a zis, el e credincios. Și mi-a zis, bă, tu de fapt... Eu am arătat că Dumnezeu nu există, i-am spus să citească articolul de pagina mea de web, arăt când Dumnezeu n-are cum să existe, l-a citit și mi-a spus, da, când mi-a citit după aceea cărțile mele și astea, mi-a zis, bă, până la urmă, tot la Dumnezeu ai ajuns. Cum? Cum bă la Dumnezeu? Da, tot la Dumnezeu. Ai venit cu o nouă religie și cu un nou Dumnezeu, mi-a zis el. Și mi-a zis, băi, Harry, așa-l chem, Harry, băi, Harry, sună bine chestia asta, nici nu mai neg chestia asta. Dacă numele meu o să fie lângă Iisus, Mohamed, ăla de la Siete și cum îl cheamă, Buddha, dacă o să fie și acolo Vacariu, sună bine. Am venit cu o nouă religie, cu un nou Dumnezeu. Și el a zis că da, o lume epistemologică de acolo, de teoria mea, e un nou Dumnezeu. Bă, dacă tu zici că așa sună, că e nou Dumnezeu, nu aș da înapoi cu o nouă religie. Da, eu arăt că Dumnezeu nu există. Ăla e Dumnezeu, e altfel de Dumnezeu. Dintr-oași la Tarkovski. Tarkovski a creat totul sub cadrul creștinist. Iubirea, dar iubirea creștină, iubirea dintre bărbați și femei, iubirea creștină, totul era. La One Caroaie apare iubirea în In the Mood for Love. Ăia se iubesc foarte mult, dar nu fac pasul decisiv. Ca să nu cadă în plasa care au căzut soții. Soții lor îi înșeală, se culcă, se duc în excursii și plăiești și îi înșeală. Deci fac o ticăloșie uriașă, îi înșeală. Ei nu
s-au îndrăgostit unul de altul, nu fac pasul să facă să fie împreună, închiriază o cameră la hotel și stau în hotel acolo și scriu împreună chestii, dar nu fac sex. De ce nu fac sex cei doi? In the mood for love. De ce nu fac sex niciodată ăia doi? Și chiar nu fac, nu că nu ne-au arătat în film. Cei doi soți înșelați, el și ea, sau ea și el, nu fac sex, nu fac sex deloc in the mood for love. De ce? Da, se iubesc. Dar de ce nu fac sex? Ca să nu facă, să nu repete ce au făcut soții lor. Ticălușia care a făcut-o, dacă ei ar fi făcut sex, ar fi căzut exact la ce au făcut soții lor și deci nu mai putem să-i mai acuzi pe soții lor că, băi, ne-ați înșelat. Deci dacă ar fi făcut aceeași pas, înseamnă că dacă îmi înșel soțul, soția, nu contează, că și ea mă poate înșela. Ei nu fac pasul ăsta, doar mai ca să nu cadă peste ce au făcut soții lor. Iar în al doilea film, In the Mood for Love, ei sunt divorțați deja, deci el poate să culci cu una, cu alta, cu aia, cu nu știu, și apare altă chestie. El devine Claire Gable la Hollywood și aia vrea să s-o îndrăgostit, puștoaica aia s-a îndrăgostit de el și el până la urmă îi spune, bă, salut, nu. Discutăm asta cu altă ocazie, că n-avem timp acum. Problema următoare, ce am vrut eu să arăt în prezentare, că acum ne-a aproape de sfârșit, este că la Tarkovsky are cadrul de gândire general, credința, Oncaroi n-are cadrul de gândire. El se ia doar de niște topici de astea importante. Iubirea, singurătatea, ce mai e, dar nici nu sunt chiar multe. Dar sunt importante. Le pun în discuții, le pun într-o imagine, sunt incredibile, dar foarte multe sunt asemănătoare cu al Tarkovsky. Nu e plagiarism, dar e inspirat la Tarkovsky. Deci nici aici nu poți spune că mamă, nene, a venit cu... Are ceva diferit Tarkovsky la imagine. Apare și la Tarkovsky asta, dar nu așa de des ca la Wong Kar-wai. Cadru în cadru. Deci, eu cred că chiar o și exagerat cu cadru în cadru. Mi-apare în The Mood for Love și 2046 de atâtea ori cadru în cadru, încât începi și trebuie, dar nu ești făcut special ca să arăți că ai tu ceva nou? Ba da, e făcut special ca să arate că vine și el cu ceva nou, cadru în cadru. Care e o chestie foarte importantă. Se poate interpreta din numărul, da, e și foarte mișto. Dar cadru în cadru nu are cadru general. Adică fiecare cadru îl iei și îl interpretezi acolo, îi dai interpretare și gata. Dar care e cadrul general? Nu prea. E singurătatea. Bine, asta am înțeles. E singurătatea. Ei nu se pot iubi, am înțeles. Iubirea, da, iubirea totuși există în 2046. Există iubirea că japonezul o ia pe aia fica lor și deci iubirea există. Dar care e cadrul general la Wong Kar-wai? Singurătatea omului. Păi, asta nu e cadrul general, asta e o topică importantă, dar nu e un cadru general. Dar care e cadrul general la Tarkovsky? Dumnezeu. Asta poate fi cadrul general. Asta poate fi cadrul general. Pe când la Wong Kar-wai n-are cadrul general. Singurătatea, asta e o topică, dar nu e un cadru general. Da, asta, dacă Dumnezeu nu există, înseamnă că nu mai avem niciun cadru general. Nu, asta este unul din care poate fi cadru general Dumnezeu, dar poate fi și altele. Poate să fie și alte cadre generale de astea, fără Dumnezeu. Wong Kar-wai n-are. N-are cadru așa general să zici că, băi, poate să fie cadru general fără Dumnezeu. Nu-i Dumnezeu singur care e. Mai sunt și alte chestii. Oamenii de știință spun că Dumnezeu nu există. De unde a plecat totul la om de știință? Orice fizician îți spune la ora actuală, de unde a plecat totul? Acum 13,82 miliarde de ani a fost o explozie din nimic. Deci ce a fost înainte de explozie? Nimic. Nu Dumnezeu. Că în știință, dacă vii cu Dumnezeu, te trimite la biserică. Acolo, în fizică, nu poți fi cu Dumnezeu. Cu ce au venit ei? Aveai trei soluții. Dumnezeu, regresie la infinit. Înainte de lumea asta a fost altă lume. Și înainte de lumea aia ce a fost? O altă lume. Și înainte aia, o altă lume. Și înainte aia, o altă. Doar că Aristotel a venit acum 2300 de ani și a spus, nu putem cădea regres la infinit în spate, deci nu putem accepta timpul infinit în spate, pentru că dacă am avea timpul infinit în spate, discuția care are loc acum în momentul ăsta ar trebui să fie în trecut, pentru că infinitul cuprinde totul, inclusiv discuția asta. Deci nu putem să acceptăm timp infinit în spate. Asta ne-a spus Aristotel. Unii n-au înțeles chestia asta. Majoritatea au înțeles, dar unii n-au înțeles. Încă mai sunt, cum e Penrose, că înainte de lumea asta a fost o altă lume și stai, regres la infinit.
Dar Aristotel doar zic, n-ai cum. Deci nu se poate regăsi la infinit. Dumnezeu nu există, atunci ce mai rămâne? Nimic. Bun. Totul a apărut de nimic. Am înțeles. 13,82 miliarde. Ai dat empirici care ți-a dat acum 13,82. A fost ceva acolo. Cine a provocat explozia? Întrebare fără sens. Chestia. A, nu, nu, nu. Mi trebuie să spui de ce a avut loc la 13,82 miliarde de ani și nu mai devreme. Sau mai târziu. De ce a avut loc? Și dacă înainte de asta a fost nimic, cum de din nimic să apară o explozie din care apare totul? Trebuie să dai răspuns. N-au răspuns suficient. Deci trebuie să veniți, când veniți cu soluțiile astea, trebuie să aveți răspuns, băi, în orice sistem filozofic, în orice interpretare, orice film, orice operă. Vorbim de opere aici. Orice operă, spunea Mahler, băi, compozitor, Mahler, spunea, orice operă este o lume. Este o lume pe care o creează compozitorul. Deci orice sistem filozofic este o lume. Nu e o lume. E un univers. E o creație cât un univers. Nu cât ca pe la Sixtine sau ca biserica mafioților de preot. Știți ce preotul actual, mafiotul de la noi, din ortodoxie, ce-a fost înainte? Știți, nu? Mafiotul care e șef acum de biserică. Băi, vă duceți la biserică? Bă, dacă vă duceți la biserică, nici nu mai vă primesc la ori, dacă vă duceți la biserică. Mafiotul ăsta a fost membru Partidului Comunist, după aceea a fost făcut șef de biserică, dacă nu știați. Ăsta care încă nu mai moare. Bă, și nu mai moare. Bă, Iliescu ăla nu mai moare, mă. Ion Iliescu nu mai moare. Dacă sunteți pesediști, iarăși în nasol, nu vă mai primesc dacă sunteți pesediști. Știți ce a făcut Ion Iliescu la facultate? Ei știu, dar voi nu știți. A venit Ion Iliescu că nu mai era de 4 ani președinte, 5 ani, 6 ani. Și a venit că își dădea doctoratul un consilier de-a lui, își dădea doctoratul un coleg de-a meu. Vă dați seama ce grad avea colegul meu dacă își dădea consilierul lui Ion Iliescu, își dădea doctoratul cu el. Și eu când l-am văzut, m-am fugit după Ion Iliescu să mă iau de el, era cu 4 setepiști, am făcut karate, mă băteau aia de mă terminau. Dar nu vreau să mă bat cu Ion Iliescu. Și am fugit după el, am intrat într-o sală. În sală, era în sala plină, bă, nu mă bat eu cu toți, hai să-l aștept jos. Am coborât jos pe scări, am stat jumătate de oră, a început seminarul. Era jos chiar la partea. Veniți studenți la mine, Gabriel, dar nu vii să seminarul? Eu mai am aici o treabă, voi așteptați. Se plimbau și ei pe acolo. Și după vreo oră și ceva, bă, eu am crezut că stă 10 minute și pleacă Ion Iliescu. Nu, a stat o oră, că tot țin doctoratul acolo. După o oră coboară în sfârșit pe scara de la mijloc Iliescu cu cei 4 setepiști. Era decanul, prodecanul, eu am înțeles. Decanul, prodecanul e obligatoriu, ăsta e fost președinte, trebuie să-l pupi în cur, că a fost președinte. Dar mai erau încă vreo 7 colegi de mei care îl pupau în cur pe Ion Iliescu. Băi, de ce îl pupau în cur? Nu știu. Și o coborât toți așa, scara principală, aia de mijloc, la care eu... Domnul Iliescu, domnul Iliescu, n-am strigat tovarășul, dacă suntem tovarășul, nu mă băga în seamă, l-am păcălit. Domnul Iliescu, domnul Iliescu, să uite Ion Iliescu la mine, vede? S-a gândit Ion Iliescu, încă unul care mă păcură. Și vine cu mâna întinsă spre mine, așa, să dea noroc în mine. La care eu, se dau noroc cu mâna lui plină de sânge? Cum se dau noroc cu mâna lui? Și spun, vedeți că ați lăsat ceva în spate. Ion Iliescu zâmbea, că fusese atât de bine pupat în cur de colegii mei, încât zâmbea. Vedeți că ați lăsat ceva în spate pe scară. Ion Iliescu zâmbea. Ce? Sângele pe care l-ați vărsat. Băi, în momentul ăla, s-o negrit Iliescu. Și problema e că se pepiști când nu au auzit, s-o băgat între mine și el se pepiști. Băi, stai că ăsta vrea să-l omoare. S-o băgat între mine, se pepiști. Ion Iliescu, negru de supărare, i-o dat pește deoparte, așa, o vine lângă mine și îmi spune, au fost elemente perturbative la societății la care eu îl întrerup și spune. De cine vorbiți? Maria Munteanu, omul securității, care a fost pus de securitate să fac chestiile de el la vorbiți cu... Dar de unde să știu eu că ăsta e omul securității? Păi cum de unde să știți că mă aport în ziare chestia, informația asta? Deci eu o știu din ziare. Fostul decan îl trage, haideți să vă arăt biblioteca la care Ion Iliescu. Dezechilibrat! Și a intrat în bibliotecă. Numai că l-am așteptat tot acolo asta. S-a dus, a ieșit din bibliotecă, a urcat sus, a coborât ca să iasă. Și eu stăm chiar lângă ușă, în interior. Coboară scările de la 7 metri așa distanță. Ion Iliescu se uită așa în ochii mei. Ați văzut filmele cu cowboy? Când se uită așa fiecare în ochii lui și stau copiii cu mâinile ca să scoată... Eram cam ca la doi cowboy. Eu mă uitam așa în ochii lui, ia se uită în ochii mei. Și a început să se apropie de ușă. Eu stăm chiar lungul și așa. Așa în ochii mei. Eu mă uitam în ochii lui. Se pepiște, erau ospiei, că zicea, băi, îl lovește, nu-l lovește, îl lovim noi, ce facem? Erau doi în față, doi în spate, dar doi au rămas cu mine, de fapt.
nu știu ce să facă. Și s-a apropiat de mine, eu mă uitam în ochii lui. El s-a uitat în ochii mei, s-a apropiat. Și când a ajuns la 1,5 meters, băi, s-a uitat chiar în ochii mei, eu mă uitam în ochii. Când a ajuns la 1,5 meters în fața mea, m-am întors cu spatele. O trecut pe lângă mine, a ieșit, s-a zis în mașină, erau studenți care mi-au zis, o țipat la șofer, mișcă de aici! Știți ce vorbeau colegii voștri a doua zi la barul de aici? Ei știau că am făcut karate, că eu le-am spus la studenți ca să nu sar la mine. Că... A doua zi discutau studenții la bar. Băi, Vacariu s-a luat de Ion Ilescu. Și? Păi Ion Ilescu era cu Sepipiște. Și? Au început să bată el cu Sepipiște. Și? Să vezi Vacariu cu un pac un picior în cap la un Sepipiște. Pac un picior în cap la un Sepipiște. La care îi las. Băi, dar tu ai văzut secvența? Erai acolo de față? Nu, mi-a povestit cineva. Mă băteau aia din Moscova, normal, nu? Bun, ne întoarcem la Tarkovski și la și încheiem acum, că asta era că s-am ajuns. Ideea principală este că lui Wong Kar-wai îi lipsește cadrul general de gândire. Lui Tarkovski, cadrul general este credința în Dumnezeu. Mai sunt și alte cadre, dar și asta e foarte important. Că a durat până a apărut Nietzsche și a spus Dumnezeu a murit. A durat cadrul general de gândire, era Dumnezeu. Până să apară Nietzsche și să spună, băi, Dumnezeu a murit. Numai. Deci, cum ai spus tu, iluminiește și nu știu ce, dar nici a venit și a spus, Dumnezeu a murit. El l-a declarat oficial. Până atunci a început să îndoieli și astea, dar el a declarat oficial. Deci el e supraomul care a zis, băi, Dumnezeu a murit, gata. Ăilalți nu au curaj să spună. Mai erau mulți care nu mai credeau, dar el a venit și a spus, băi, trebuie să înlocui pe Dumnezeu cu supraomul. Întotdeauna când dați dărâmați tot ce a fost la voi sau ce, trebuie să veniți cu ceva în loc. Nu doar dărâmați și gata, am dărâmat și mă doare cot. Păi dacă ai dărâmat teoria relativității speciale sau nu aia generală, dacă ai dărâmat teoria generală, cu ce ai înlocuit-o? Dar nu mă interesează, am arătat că e greșită și gata. Păi și n-ai înlocuit-o cu nimic, nu știu cum ai explic gravitația. Dar nici nu mă interesează să explic gravitația. Dar ai dărâmat teoria lui Einstein, da. Păi dar înseamnă că n-ai venit cu nimic nou, deci înseamnă că s-ar putea să nu cred că l-ai înlocuit, că ai dărâmat teoria. S-ar putea să fie greșită demonstrația ta, că e teoria. Deci trebuie să fii cu ceva în loc. Deci voi, fiind studenți la filozofie, cel puțin, pretenția mea de la voi este să stați și să vă faceți un sistem filozofic. De asta